Te place și mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Doar tu, tu, tu mă faci să zâmbesc. Tu, tu, tu mă ies când greșesc. Tu, tu, tu. Doar la mireasă pentru fiul meu. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este o zi de marți, știți că asta i-aduc. Nu mai durează mult și toată lumea o să cunoască pe toată lumea. Deci nu mai e mult. Mult a fost, puțin mai este, dar a fost interesantă și așteptarea asta, cred, și discuțiile astea despre unii și despre alții, așa pe nevăzutele. Acum vedem ce bate, ce se potrivește din tot ce ați auzit. Nu a fost interesant așa, o experiență de genul ăsta? Maxim. Două săptămâni, nu? Ce vrea azi, în prima, așa? Pică pară, mălăiață în gura lună tăfleață? Păi de ce? Nu e mai interesant așteptarea? Să treacă zilele, orele, să nu știi cum arată, să-i trimiți brățări, tricouri, să doarmă tricoul tău, să-i scrii la pat, să... Nu? Nu-i interesant? Bine, vom vedea ce se întâmplă astăzi, mai ales că am încheiat discuția ieri, brusc, nu că ne-am dorit noi, dar s-a terminat emisiunea. Și erau foarte multe discuții pe marginea subiectelor pe care le cunoaștem deja. Eu n-aș face discuția asta, n-aș porni-o acum, decât după ce vedem primul material, pentru că se leagă. Lucrurile sunt... destul de clare sau de incerte pentru unii dintre noi și voi vorbi după aceea cu fiecare dintre voi, fiindcă tu, Andrei, ieri ai plecat, hai să nu zic supărat, că nu e o chestiune personală, dar am văzut că nu ești de acord cu atitudinea anumitor fete. Da. Te referai la Constantina, pe care am văzut-o de dimineață așa, că nu se uita spre voi, era mai mult cu capul plecat. De ce, Constantina? Nu, pur și simplu. Voi ați mai avut la discuție ieri? Nu. Nu. Însă tu, Andrei, foarte revoltat, să spun așa, pe atitudinea Constantinei, că nu ți se pare normală. Da. E o tactică de-a lui. Ce ai zis? E o tactică de-a lui. Adică. O tactică? Da. Nu este absolut nicio tactică, fiindcă n-am ce să câștig din afacerea asta. Ia să vedem, tu nu, la ce te gândești. Nu, că avea ceva de câștigat, dar... Păi și de ce aș... De ce aș spune lucrul ăsta dacă nu l-aș simți? Și din chiar punctul meu de vedere, nu cred că ar trebui să te bași, pentru că nu știi exact ce s-a întâmplat, cum a fost. Păi eu, din eu propun așa, de vedere... hai să reformulăm ceea ce tu ai vrut să spui ieri, Andrei, că poate multă lume n-a văzut emisiunea de ieri și atunci se simte așa, da, picată din cer. Deci care era părerea ta vis-a-vis de atitudinea Constantinei? N-am fost de acord că s-a băgat în... Nu o relație, să spunem, a Corinei cu Traian. Da, era o relație între Corina nu și... Nu o relație, dar totuși se plăceau unul pe celălalt, vroiau să înceapă ceva, să se cunoască mai bine, după care... Ok, pot să te contrazic puțin. Da. La prima întâlnire dintre Traian și Corina, sau ei doi au decis să cunoască și ceilalți băieți, Corina și Traian, celelalte fete. Ok. Am intrat în casă, a fost ceva, nu știu dacă a fost din partea lui, el mi-a spus că da, poate nu. Din partea mea a fost ceva și a hotărât să mă cunoască și pe mine. Deci, unde m-am băgat eu?
Atunci el i-a spus. Dacă el a decis acum singur că vrea să cunoască și celelalte fete. Nu mai țin minte cum era tot subiectul și mi-a cum era, dar lucrul acesta... oricum nu era așa cum a fost. Nu, stai nu. Puțin, Andrei, dar tu, de exemplu, ești genul de băiat care nu se duce să cucerească o fată. Dacă mai este cineva din, nu din anturajul tău, dar cineva din vecinătatea ta care spune îmi place fata aia? Nu, absolut. Deci nu te duci, absolut, nu faci niciun pas. Nu. Dar ce aștepți? Ca ea să aleagă și să spună de fapt îl vreau pe ăsta care nici nu mă bagă în seamă, cum ar fi Andrei? Nu, nu să mă... Dar dacă e, se spune că unul dintre băieți place o fată și deja s-au cunoscut, au stat, eu... Nu-mi place o fată, îi place de două stai fete. Stai puțin, după a spus, mai întâi îi place de ea, ok? Da. Tu ai spus că îți place de el. El n-a spus încă, nu spusese. Mie, dacă mi-ar place de cineva, m-aș băga pe ea, dar nu m-aș băga dacă aș ști că unul dintre băieți deja a ieșit cu ea, vrea să o cunoască el mai bine și... Da, dar nu suntem într-o competiție matrimonială? Dacă fetelor le place același băiat, n-ar trebui să spună mai multe aceluiași băiat. Îmi place de tine, tu alegi? Nu știu, te întreb, habar n-am cum nu, e bine. Nu, eu nu sunt de acord. Mai întâi, nu știu, respectul pentru mine este cel mai important. Și dacă un prieten de-al meu de aici vrea să cunoască el personal mai mult o fată, normal că am să las, n-am să mă bag direct. Stai așa că îmi place și mie de ei. Acum eu pot pe tine să te... hai să nu te acuz, dar pot să presupun că tu n-ai afirmat că îți place vreo fată, pentru că poate îți place de una, dar deja a pus altcineva ochii pe ea? Nu. Deci sigur nu e caz la tine? Sigur, sigur. Sigur, 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 sigur. Dar dacă era, ce spuneai? Nu, nu. Vezi? Deci... Păi nu spuneam. Păi și atunci de unde știu eu că nu e cazul ăsta? Poate îți place de Constantina, dar un exemplu, caz. Că e brunetă. Ia, arată puțin tatuajul ăsta de pe... Noi căutăm fata să semene cu cea de pe mână. Dacă închide ochii Constantina și își dă drumul părului, s-ar putea să aducă. Dacă cumva ți-ți place Constantina, dar deja a zis Traian că îi place de ea și tu nu deja, te bagi. Deja ajungem prea departe. Nu, eu pun deci, tot felul de întrebări. Eu pot să vă garantez că nu o să formez un cuplu cu Constantina nici dacă o să stau 10 ani aici. De ce? Așa. Ce nu ți-a plăcut la ea? Nu este genul meu. Bun, totuși, ești de acord cu fetele sau cu Constantina că Traian a dat feedback amândurora? Da, aici și el am și vorbit aseară. A fost un subiect pe baza asta. Și i-am spus, tu trebuia mai întâi să le cunoști, dacă îți plăcea și de Constantina, să spunem, nu? Tu trebuia să o cunoști mai separat sau așa, să aștepți puțin, să vezi cum este Corina, dacă ai vrut să o cunoști pe Corina mai întâi. Și după pe Constantina sau nu știu cum... Andrei, nu cu siguranță cu siguranță nu. Păi și tu ce siguranță ai? Nu aș fi fost deschisă să spun la câteva fete din casă că îmi place de Traian dacă nu aș fi simțit și ceva din partea lui. Da, corect, dar așa că spun, nu Corina... cred că m-am băgat din contra. Am fost și rezervată. Și acum, tu cum te simți? Stai puțin, cum te simți știind că Corina îi place de Traian și nu, vrea să fac un... O să, pe parcursul emisiunii, o să înțeleagă cum mă simt. Nu acum. O să înțeleagă pe parcurs? Păi și tu cum o să te simți dacă el o să o aleagă pe Corina și tu o să plângi? Nu am de ce să plâng. Stai puțin. Am o experiență. Am trecut peste două relații care au durat foarte mult. Și nu am plâns. Crezi că aș plânge pentru o chimie, pentru o atracție? A, deci nu a fost nimic. A fost așa. A fost o chimie, a fost o atracție. O să fiu puțin deranjată, dar atâta tot. Nu știu. Eu nu sunt de acord și atât. Eu zic așa, pentru că văd că cel implicat în treaba asta tace. Adică Traian, poate că în urma vizitei pe care a efectuat-o a doua oară în casă, ne va da totuși niște răspunsuri, dacă vrea. Dacă a găsit el răspunsul, dacă a rămas la aceeași decizie pe care spunea că a luat-o deja ieri, dar nu ne-a comunicat-o. Însă toate după ce vom vedea primul material de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. Ioana a vrut să mă bată. Păi? Care a ieșit la întâlnire cu tine. Păi? Stătea așa, știi, și stătea pe altă canapea și Iulia stătea lângă mine. Și am început să-i povestesc la Iulia, știi? Toate fazele, tot i-am zis că ce casă, că ești... Foarte bine ai făcut, mă bucur. Bună decizie. Și? O venit Ioana. Ce zice acolo? Vine cu acea disorie să-l povestești mie, mai ce nu știu cum. Ce zi așteptam? Cel mai bine, ca mi-i lua una în frigul. Să mă urmă, dați cu banul. Da. Cu banul, da. Asta așteptăm. Care-mi ghiciți?
fi. Nu, o să avem răbdare, să ne cunoaștem mai bine. Măi, nu, am vorbit normal, adică ne-am zis să avem răbdare, ne cunoaștem mai bine, nu ne mai luăm decizii pripite. Avea aia pe mână? Nu, mă, și nu, m-am uitat la fata, ori nu avea pusă și n-am mai întrebat-o. Vorbi cu ea și am zis că abia așteaptă să te cunoască, Sorin. Și ce zici? Și a zis că mi-ar fi plăcut să fi fost și el acum aici cu mine. Foarte încântat fata, așa cum când am plecat, m-am luat de gât, așa și m-am spus la urechi, eu zic că popor pe Sorin din partea mea, la acum nu te pop. Normal. Iulia e... Uf, te mănâncă când te prinde. Am avut un sfert de oră cu Corina și un sfert de oră cu Constantin. Hai, bă, mai luat așa și mai vorbesc și la fel. Acum merge... Da, acum le-am văzut astăzi mai deschisă pe fete, decât ora trecută. Serios, o mai învățat, așa, știi, n-aveau treabă. Și cu cine era acum? Cu cine am urmat? Cu mine am urmat. A, n-ai rămas cu niciuna? M-a chemat că mi se terminase minutele. Dar eu nu știam cum să nu mă rezi de pe bancă, de pe canapea. Și? Am stat un pic de somn. Nici el nu ia nicio decizie, așteptă să ne cunoască mai bine atât pe mine cât și pe Corina, să vedem dacă avem multe în comun, care are mai multe în comun și atât. Vrea și pe mine în ceață, cum spui aia și acum te întreb și spui că, bă, și cu Constantina. Hai că pe mine fata mireasa săptămâni, vede, aici doar când vine, mă ridic. Dar trebuie să ieși că eu am jumătate de oră, trebuie să stau cu ea în pat. Așa am rămas. Eu stau așa, știi? Tu vine în cameră la mine, am zis că se iară patul, că e foarte cald. Așa ai zis? E cald și primitor. Și a ce o zis? O scăta acolo să nu te așteaptă să încearcă ce arcurile. Vezi că ți-am spus, nu vorbim prostii ca astea, se dau pe post. Dar ce ai, mă, ce am zis? Mireasă pentru fiul meu. Ia uite-te cât de roșu e Traian. Ce ai făcut, Traian? Ce te-ai înroșit așa? Că, uite, nu mai știu care e decorul și care ești tu. De la tricou, cred. Nu, decorul e în spate, ăsta, rozul, spre roșu de așa. Ce ai pățit? Nimic. Ce ai făcut? Nimic. Ce ai zis? N-am zis nimic. Vrei să-ți citesc? Nu. Dar poate n-ai auzit toată lumea. Nu. Eu n-am auzit. Deci ai spus lui Sorin să iasă din dormitor. Zice așa, da. Trebuie să ieși, că trebuie să stau cu ea în pat. Așa a rămas. Când vine în cameră la mine, am zis că îi arăt patul, că e foarte cald și primitor. Da. A spus că abia așteaptă să încerce arcurile. Mă scuzați, ce a zis? Să încerce? Arcurile patului. Puteți să întrebați și pe Sorin, deci materialul îi tăia, nu știu cum l-au făcut, dar a fost în glumă, deci chiar am glumit pe tema asta. Ce zici, Constantina? M-a întrebat Corina despre care dintre noi este vorba. Păi asta nu știu nici eu. De tine era vorba, dar era în glumă. Da, o să explic, doamne Mirela. A zis că ok, o să mai vorbim, o să continuăm discuția. Deci cu tine vorbea. Da, o să continuăm discuția când o să intri în casa băieților, în ultimele 10 minute, dacă noi vorbim în dormitor. Atâta tot. Nu, Traian? Poftim? N-am fost atent. Încercai să-ți găsești... Cer scuze. Da. Deci Constantina spune că atât veți a rămas să discutați 20 de minute în dormitor, când va mai veni în casa voastră. Da, atât a fost. Deci vroiam... Așa vorbisem, să mai vorbim la noi în casă. Da, și să încercăm arcurile. Poftim? Să încercăm arcurile? Da. Poți să-ți confirm și Sorin că era o glumă și glumeam amândoi. Deci da, chiar nu era nimic. Spun sincer. Se înțelege altceva din material, dar nu a fost așa. Poți să înțelegi și vrei. Da, tu, Constantina, nu poți să crezi că a fost o glumă sau nu guști astfel de glume? O astfel de glumă nu poți să... Am simțit umorul, dar nu ce... Ce a greșit? Că... Acum, Traian, nu cred că o fi înțeles altcineva că ai vorbit serios. Pentru că, vorba aia, sunt atâtea camere în casă, și oricum nu se poate face ce spui tu. Adică și dacă ai vorbit serios, nu era, se poate. Era în glumă. Deci numai că vorbele spus, le-ai spus. Eu și... glumeam cu Sorin, i-am povestit și lui despre niște fete care este interesat. După aia am povestit și eu. Și s-a luat tema. Crezi că e o glumă bună pentru cea căreia îi da, se chiar nu mă gândeam că o să dea chiar așa. Nu mă gândeam că o să dea chiar așa. Cu siguranță așa o să cucerească o fată. Nu te-a cucerit? Acum a cucerit foarte mult. Wow!
să întreb? Ce, Andrei? Am rămas nedumerit. De ce crezi că ar fi o tactică? De ce crezi că fac ca pe un joc sau... Deci nu, chiar... dar ești persoana care stă, citește, ascultă, analizează, vrea anumite reacții să... Normal, mi-ți... Da. Și probabil, nu știu, vrei să încerci puțin situația sau vrei să afli mai multe sau, nu știu, din lipsă de ocupație, chiar nu-mi dau seama. Deci n-ar fi o tactică asta, nu? Ar fi ceva nu normal. Nu știu, o strategie, o tactică, în fine. Poate a fost o simplă părere de-a ta, îmi cer scuze, nu știu. Nu, deci chiar a fost... Am dat și eu cu părerea, îmi cer scuze. Deci, nu, nu e nevoie să-ți cer scuze, dar chiar a fost părerea mea și atât. Okay. Nimic mai mult. Da, Robert. Vreau să fac o precizare în legătură cu material de ieri, cu fredonând, cântând. Era făcut și cântam mai mult numai ca să le enervăm pe Traian. Nu. Adică tu când atunci când îi spuneai Constantina, nu mai știu exact. Da, 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 nu era. Suna acel cântec, dar era de la prima vedere, nu e dragoste foarte mare și am zis că mi-a plăcut, după aia m-a lăsat chiar indiferent pentru din cauza comportamentului și la revedere. Adică ce comportament a avut? Care l-a avut față de Traian mai mult, nu față de mine, că față de mine nu a avut niciun comportament. Da, în afară de faptul că încerca să fac gelos, dacă e așa cum a zis ea pe Traian, Robert, și cu mine. Și în al doilea rând mă face pe mine mincinos când ea zice că n-a recunoscut cu cine a ieșit. Nu, adică ea știa bine că adică a fost un material alalter, nu? Sau ieri. De fapt, ieri dimineață, toată lumea mă recunoaște după Kelly, acum nu mă mai recunosc. Cum să faci? Dar eu din ce înțeleg, Robert, tu îi dai dreptate lui Andrei, că de fapt de acuzat este Constantina. Exact. De ce? Nu și-a jucat cărțile cum trebuie, părerea mea. N-a dat cărțile pe față? Păi asta spunea și Traian ieri, că a jucat mincinos. Ce înseamnă asta? Așa spunea și tu ieri. Nu zicea Traian. Tot vis-a-vis de Robert, că n-a fost sinceră cu tine, că de fapt știa cine ești tu, dar s-a dus cu Robert. Așa mi s-a părut mie. Ești de acord cu asta, Robert? Eu da, 100%. A vrut să-l facă gelos, să-l facă gelos pe Traian? Dacă e așa cum a zis ea că vrea să facă gelos pe Traian, e una și mă simt folosit și nu, iar nu e bine. Nu cred că mai am 17 ani, 18 ani ca să fac jocuri copilărești, hai să ne facem gelos, hai să ne facem nu știu ce, hai să... Eu chiar materialul de la întâlnire. A fost o discuție de 2 minute, cred. Oricum eram toți la masă și a fost o discuție de 2 minute. Și ce te rog, stai cu microfonul într-un loc, ține-l fix așa. Să nu mă mai facă ea pe mine mincinos, să dă materialul și... Unde l-am făcut mincinos? Traian poate să confirme, nu? Nu, dar a fost cu altă fază, nu știu ce. Hai, că nici tu nu o zici acum, zi-o ce până e, la capăt. Dar nu mai știu cum a fost. Auziți? Când, eu am zis că ți-a zis mincinos că nu te-a cunoscut sau ceva de genul. Nu mai țin minte ce a fost, la ce fază a zis. E și greu, a? La ce fază a zis că e mincinos. Așa a zis, dar nu știu... Îți spun o chestie, l-am întrebat pe Grigore ieri, era de-abia trezit din somn și a început să râdă. Stai să o ascultăm și pe doamna Iuliana. Aș putea să intervin și eu. Eu nu știu de ce să fac atâtea discuții pe seama Constantinei. Constantina a spus ceea ce a simțit. Ea mi-a explicat și eu. Ea mi-a explicat mie ceea ce s-a întâmplat și ceea ce a vrut să facă. Și nu știu de ce îi se aduc atâtea acuzații. Dar nu îi se aduc acuzații. Eu o acuz de comportamentul ei față de mine, punct. Care a fost comportamentul? Pentru are că am zis că a fost greșit. Nu, comportamentul a fost ok, ce dar ce ai spus față de mine? Și față de ce am spus eu lui Traian? Că am spus exact ce am vorbit. Ce am spus? Atât. Dar nu mai înțeleg nimic. Nu mai, ai spus că ești îndrăgostită, nu? Da, în emisiune, nu? Și mie ce mi-ai spus? Că nu, e că pe primul loc e Traian, dar... Știi că dacă nu-i Traian e ok, o să fie mai greu pentru al doilea, dar nu o să fie imposibil. Nu, mie și ai spus și acum la același lucru. Mai, o să fie puțin greu. Am spus. Dacă vrei să te contrazi, spune. Când m-am întors din casa băieților, am fost foarte mulțumită de toți băieții, de cum s-au comportat și fetele m-au întrebat, de cine ți-a plăcut cel mai mult? Și am spus că sunt îndrăgostită, sunt emoționată, mi-a plăcut foarte mult de un băiat. În final le-am spus numele. Am spus că este Traian. Ok, de acolo, după aia m-au întrebat, păi și Corina, în fine, au avut loc niște discuții, dar am spus că dacă nu o să fac relație cu Traian, o să-mi fie foarte dificil să încep o relație cu un alt băiat din casă, datorită lui, viitorul meu iubit, pentru că nu o să mai aibă siguranță. Asta am vrut să scot în evidență. O relație, până la urmă, se bazează pe siguranță, stabilitate, încredere. Ce încredere ar mai avea viitorul meu iubit când știe că eu l-am plăcut la început pe Traian? Și tu la asta m-am referit. Tocmai asta era faza. Tu știai că este deja cu Corina, nu că este. Să spunem așa.
Și tu deja te-ai aruncat imediat, una după alta de la prima întâlnire cu Corina, deci au trecut... planul meu este mai bun când analizez. De la prima întâlnire cu Corina au trecut câteva zile și am înțeles că atât Corina cât și Traian doresc să cunoască și ceilalți băieți și fete. Așa, deci așa că doamna Mirela. Unde am greșit? Pentru că am spus că îmi place de Traian, dar eu sunt sinceră. Și știți ce a fost cu Corina? A fost mai multe întâlniri, păi a avut ocazia să întâlnească de mai multe ori, cu Constantina nu. Ai înțeles? Și totuși, Constantina, tu-ți explici de ce? Cel puțin trei băieți au spus că nu sunt de acord cu atitudinea mea. Deci, Constantina, eu nu știu ce să mai zic, să mă contrazic acum pe această temă o săptămână, două, trei, chiar mă obosește, nu vreau asta. Da, spuneai că tocmai ai reușit să te cucerească Traian, în sensul că nu așa se cucerește o fată. Ce înseamnă asta? Da, nu mi-a plăcut deloc discuția pe care a avut-o cu Sorin, m-a deranjat și cred că nu e nicio fată care... Vom continua discuțiile după o foarte scurtă pauză de publicitate. De ce te prefaci? Dacă va sări momentul și știu 100%, o să... Uitați-mă cel puțin săran. Nu știu exact. Benzinul nostru, nu vă mai luați de el. Nu e pop la mine. Ai uitat, Natalia, ne urmăriște? Nu mă interesează. Am revenit după o pauză care a fost extrem de lacrimogenă. Constantina a plâns toată pauza, au fost oameni care au încercat să o încurajeze, spunând că sunt părinții ei, cu siguranță în fața televizorului și o văd. Cel mai vehement apărător al ei a fost însă Traian, care i-a spus continuu Constantinei, păi Constantina, te rog să te liniștești, că a fost tăiat la montaj acel material și că nu s-a dat tot. Traian, uite, eu îți las 2 minute la dispoziție să explici ce anume s-a tăiat din acel material pe care tu l-ai făcut cu Sorin și în urma căruia Constantina s-a supărat foarte tare. A fost sub formă de glumă. Ai spus aveam acest lucru? Aveam o discuție cu Sorin, Traian, discuție. Ai spus, a fost o glumă și noi am tăiat? Nu am spus în momentul de față că este o glumă, că nu aveam cum. Bun, s-a tăiat ceva din material? Da. Ce? Multe, pentru că unele le spui într-o zi, altele le spui într-o zi și se montează. Nu, din bucata asta, fraza asta. Eu vroiam deci, doar... Deci, Traian... Nu mai zic nimic. Traian, pentru că deci, eu vroiam doar să-l cunosc... Traian, dă-mi voie, te rog frumos, să termin fraza. Și te mai rog încă un lucru, și nu doar pe tine, pe toți ceilalți de aici. Gata, a trecut perioada de acomodare și vă rog foarte, foarte mult un lucru. Când nu sunteți responsabili pentru niște afirmații pe care le faceți, nu dați vina pe staff, fiți bărbați. Asumați-vă ce spuneți, că ați făcut-o sau nu glumă, că ați vorbit serios și ați atacat pe altcineva, spuneți, am greșit, îmi pare rău, dar fiți bărbați. Nu dați vina pe staff. Credeți-ne că știm să facem această emisiune astfel încât să dăm esența materialului și nu tăiem decât anumite lucruri care sunt absolut inutile. Dacă tu vorbești o jumătate de oră cu Sorin, sigur nu o să dăm un material de o jumătate de oră. Dar această frază n-a fost tăiată și avem probele pe care ți le putem oferi oricând. Și nu este vorba că cineva a considerat că ai spus lucrul ăsta serios. Cred că și Constantin așa dea seama că era o chestiune, o hăhăială între băieți. A fost o chestie spus așa, ce șmecher sunt eu, i-am zis că mi-ar plăcea să împat, nu știu ce. E clar că nu se poate ce ai spus tu în emisiunea asta, știe toată lumea. Că ai spus-o chiar și sub formă de glumă, probabil că a deranjat-o. Dar ai spus-o, a tăiat cineva, da sau nu? Nu, asta am spus-o, dar am spus-o că era sub formă de glumă și am cerut scuze în pauza de publicitate și cer scuze și în direct. Constantina, deci... ți-a spus pe timpul pauzei că a fost tăiat la montaj ceva? Că nu s-a înțeles bine materialul, că a fost o glumă, că s-a întrerupt, nu mai știu exact cum a spus. Că a fost tăiat, că a fost întrerupt materialul, că n-a fost dat tot materialul. Repet, nu dați vina pe o altă persoană atunci când nu sunteți destul de maturi să vă duceți până la capăt toate afirmațiile și să vi le asumați. Telespectatorii sunt foarte capabili să facă diferența între evenimente. Adică odată stați în pat, odată stați afară. Se vede clar când sunt alte discuții. Sunteți îmbrăcați altfel. Adică se vede clar când le lipim și când nu sunt tăiate. Asta a fost o frază. Nu vreau să o mai reproduc pentru că probabil... pentru Constantina, dincolo de glumă, a fost o chestiune jignitoare sau o ofensă la adresa ei. Dar vă rog frumos să încetați cu astfel de lucruri și să recunoașteți când greșiți. Am greșit, când nu mai fac sau alte chestiuni pe care trebuie, repet, să le luați bărbătește în piept. Hai să mergem mai departe, pentru că, într-adevăr, s-au creat o grămadă de discuții și în urma vizitei lui Andrei. Ce impresii și-au făcut fetele despre acesta, vedem în următorul material.
Mireasă pentru fiul meu. Acum, sincer, Andrei e super ok, dar e super tatuat. Eu l-am întrebat, aveți că l-am întrebat, te vedea cu cineva din casă? Pentru că mi-a dat impresia că, după cum așa, nu, ceva genul nu s-ar vedea cu niciuna, știi, din casă. Cum se vadă, mă, îți dai seama, nu mă văd eu, dar pe el. Care este, cam o glumă. Vorba aia, știi? Mi-a spălat și asta. Dacă el avea nu acum, în septembrie, cum n-ai va să vadă cu alta? El tot pe aia o vede în fața ochiului. Eu cred că ăsta e și motivul care a vrut el să-și demonstreze lui ceva. Să-și demonstreze dacă poate fi cu altcineva și dacă poate stea fără ea. Îți dai seama, aici n-are telefon, nu-i tentat să o suni sau să fii sunat de ea, n-are laptop, nu se uită pe Facebook să vadă ce mai făcut. Și eu dacă mă uit la fost, nu știu, văd că acum e acolo, acum e acolo, eu imaginez că, wow, ce mare, ce nu știi ce faci, nu știu, poate el stă singur la o cafea. Așa și eu. Și când a zis că se potrivea cu ea, mai ales dintr-un punct de vedere, pf, știu perfect. Ți-a plăcut o fată? Nu. Măcar la aspect fizic? Sincer? Pentru tine nu e niciuna? Amă zi! Dar chiar așa tu vrei mai fotomodele? Deci nu glumesc. Dar a plăcut de tine? Nu cred. Mi s-au părut toate mici, mă, pentru mine. Și la vârstă sau la... La maturitate. Da. Nu imature, în niciun caz ar fi răspunsul. Mi s-au părut copile. Adică... fetițe. Nu ceva care... om, se vede, asta știi ce vrea. Cum e? Este tot așa bine? Tot ok îmi dai și tu? Nu. Nu, a? E mai înalt, cred, ca tine, sau nu știu. Cine, Gina? Da. Tu să nu te mai gândești la fata aia, Denisa. Unele sunt... Ei, ce zine, mă, frate? Știu, bă, că e mică, că am aflat. Dar ce, n-are ochii faini, nu serios, acum așa la ochi. Nu-i are ca lumea. O, bune? Da, dar n-ai nicio șansă la ea. Nu, dar ce gândi? Mariana. Da, s-ar putea să-ți placă de Mariana. De Mariana s-ar putea să-ți placă. Constantina Diana, mi-a zis de Mariana. Da, eu am zis și lui Grigore. Cred că aia e singura mai de casă. Mai de casă nu în sensul ăla, o pui și stă în casă. Sunt fete de cunoscut de ieșit în oraș, dar niciun caz de însărătoare. De ieșit la bazin. Ceva de genul. Nu vreau să te fiți greșit, doamne, ferește, era o glumă. Nu știu, că doar nu suntem la fel. Păi nu suntem la fel, nebunule. Nu, poți să pleci acum. Dacă ai venit tensor, nu știu. Băi, a zis bine, gen, că nu-ți destrătoare, că sunt destrătoare și mai mult de schimbat. A, deși tu ai văzut asta. Azi, bă, poate să eu prost. Nu, alege, dar acum fără supăr. Dar ce tu ești pe adresul rău, dă-te, dă-te, dacă tu îmi spui mic, tu ești destrătoare, eu îmi tai. Put-o și zic. Păi, pentru tine sunt majoritatea. Pentru vârsta ta. Bă, pentru, da. Și eu și Traian. Da, exact. Bă, Andrei, nu, azi am văzut, o fiu nebun și n-am citit bine fetele, știi? Da? Dacă tu ești același lucru. Dacă ai vorbit și n-ai simțit de alea, asta e. Chiar așa e. Una când mă, vorbește că după... vrea ceva serios, simți chestia asta. Nu, nu pot spune, le-am văzut așa încântate și șoșoteau și... Încântate, că dar vrea și toată lumea după Andrei. La blind date ăla era toate. Da, vreau să mă mărit, vreau să mă zic aia, vreau să mă aia. Acum nu mai ce mai vreau să fac. Păi sunt toți vagabonți, mă. Zi-mă, stai, nu. Ba da, una vrea. Cine e referire la tine? Ramona. Da. Dar nu e referire la tine. N-am vrut să zic, da, așa e. Mireasă pentru fiul meu. Am văzut ce schimb de impresii a fost atât între fete după plecarea lui Andrei, cât și între băieți la sosirea lui în casa băieților. În mare, fetele sunt de acord, nu poate nu toate dintre ele, dar din ce am văzut noi și ieri, cu faptul că tu, Andrei, nu ești recuperat sentimental ca să poți să fii deschis pentru altă relație. Ca să cunosc pe cineva. Nu contează ce a fost în trecutul meu. L-am lăsat și am venit aici, nu? Să văd dacă... Da, da, ele nu cred că ai lăsat trecutul. Poate ai vrut să fugi de el și aici nu ai avut nicio cale de comunicare. N-ai cum să iei legătura cu fosta iubită, în cazul în care ai fi tentat să o faci. Dar nu este asta problema. Eu aș fi putut să stau afară și să încerc să o recuceresc, nu? Pe fosta iubită. Poate ai venit aici să încerci să o recucerești. Pe ea? Da. Nu, absolut deloc. Vă garantez. Să o faci geloasă, să te vadă la TV. Nu, absolut deloc. Absolut. Poate și ea te-a votat. Aia a făcut 36%. Ar fi bine. Ar fi bine? Dacă m-a votat. Acum, Oana, ai auzit ce spune. Da. Ai venit aici ca să-ți demonstrezi dacă poți fi cu altcineva și să poți sta fără ea.
Aici n-ai telefon, nu ești tentat să suni sau să fii sunat de ea, n-ai laptop, nu te uiți pe Facebook să vezi ce a mai făcut. Fetelor, e asta o părere generală pe care o aveți despre Andrei? Nu. Îi dați dreptate Oanei? Nu. Marianita? Fiecare știe pentru ce a venit. Dar crezi că este greu lui Andrei să cunoască o fată și poate de aia nici n-a plăcut una în mod special? Nu, nu este greu. Poate trece peste o relație? Da. Care s-a terminat acum 2 luni? Da. Mulțumesc. Deci... Ce spui, Raimond? Aș fi plâns în casă, nu? Ce au zis fetele că și eu vin după o relație de 4 ani și s-a încheiat acum 2 luni și cea. Da, tot, dar trebuia să te căsătorești în septembrie? Da, nu trebuia să mă căsătoresc, poate urma să mă căsătoresc și eu, că nu aveam ce a propus. Deci ai putut să te detașezi și poți să te îndrăgostești acum de o altă fată? Păi da, normal că stai aici și nu ai Facebook, nu ai nimic, nu mai ai contact cu ea, nimic, automat ochii care nu se văd să uită. Nu pot să mă arunc, îmi place de ea sau îmi place de ea sau îmi place de ea. Normal că acum nu o să mă mai arunc niciodată, chiar dacă îmi place fizic, să spunem, o fată din casă, nu o să mă mai arunc. Fiindcă nu vreau să mai pățesc ce am pățit și vreau mai întâi să inspectez, nu? Locul. Să văd cum este persoana asta într-adevăr. Nu spun în prima săptămână, da, eu vreau să fiu cu ea. Vreau să fiu cu ea că îmi place și atât. Nu mai merge doar cu atracția și atât. Dacă ar fi fost așa, aș fi rămas afară și nu veneam aici să vreau să stau un an de zile. Da, dar pe de altă parte, înțeleg că te-ai cam grăbit să judeci anumite fete sau să le etichetezi, da, pentru că spuneai copile. Că sunt da, copile. Da, mi s-au părut așa, mai fetițe, mai copile. Poate? Încă fetiți în sensul văzându-le așa. Nu-s destul de mature pentru... Deci ar fi greșit să spun mature, fiindcă n-am stat cu niciuna de vorbă să văd cum gândește. Totuși, vorbind cu Laurențiu, spuneai că mai degrabă ar fi de o plimbare decât de o căsătorie. Așa mi s-a părut la prima vedere, exact impresia asta am avut-o. Așa e, Laurențiu? Da, așa este. Și tu la 20 de ani spui asta, că fetele sunt mai degrabă de o plimbare decât de o căsătorie? Da, dar nu s-a referit niciodată la toată. Nu am nicio legătură la toată cu asta, asta e impresia mea și nu mă refer la toate fetele. Dar majoritatea dintre ele sunt mai mult așa de ieșit odată în club? Asta a luat impresia. Pentru că, într-adevăr, spuneați, Ramona este pregătită, Mariana pare să fie cea mai de casă și chiar o recomandai pe Mariana, cui o recomandai? Andrei recomandă la Alin. Andrei lui Alin. Alin, m-a întrebat când am plecat de acasă cum ar fi sau cum este sau uite-te puțin. Și m-am uitat așa la cine mi s-a spus. Pentru că mereu mi se pune întrebarea, ești pregătit pentru nuntă, ești pregătit să faci pasul mare. Mie nu mi s-a părut, să spun sincer, eu doar priveam niciuna așa de căsătorie. Și oricum nu pot să o iau pe aia care o văd eu, că ea e pregătită. Și o iau pe ea că doar... E pregătită și atât. E pregătită și atât. Și atunci fetele de ce au venit într-un show matrimonial? Au venit să cunoască, băieți. Deci doar să cunoască. Să cunoască și dacă e, dacă va fi... Bun, hai că vă mai ascult și mai continuăm discuțiile, dar după pauză. Mireasă pentru fiul meu. Mireasă pentru fiul meu. Mergem acum în platoul Observatorului pentru cele mai importante știri ale orei 13. Mihaela Călin are mai multe detalii. Bună ziua, Mihaela! Bună, Mirela, doamnelor și domnilor, iată ce vedeți la ora 13. Violatorul jurnalistei a fost prins, umbla nepăsător prin oraș și chiar a încercat să agreseze și o altă femeie. Bărbatul este recidivist la doar 32 de ani. Alt oraș, alt infractor periculos, răpitorul farmacistei din Iași a fost prins și el și a povestit anchetatorilor de ce a făcut asta. Era dator la cămătari. Bărbatul mai este suspectat și de alte infracțiuni. Doi tineri din județul Brașov sunt în comă la spital acum. Un băiețandru de 19 ani, beat și fără permis și care mai și furase mașina unui prieten, a intrat direct în grupul în care erau victimele. O să vorbim pe larg despre toate aceste subiecte, vedem însă și alte știri peste doar câteva minute aici la Observator. Mirela? Mulțumim foarte mult, Mihaela, de voi și astăzi. După cum vedeți, doamna Iuliana și Traian nu sunt alături de noi și asta pentru că doamna Iuliana... a făcut o criză de plâns, este acum undeva în afara platoului, Traian este cu dumnea ei, eu sper să se liniștească și să înțelegeți voi toți că nu există aici chestiuni personale. Există niște reguli și niște lucruri pe care trebuie să ni le asumăm. Oricum, telespectatorii vă văd non-stop pe Antena Play, așa încât ceea ce facem noi aici sunt doar vârfuri de iceberg pe care încercăm să le comentăm. Atâta timp cât sunteți în direct, aveți libertatea să spuneți orice, sigur, în limita bunului simț, având atenție mare la forma în care vă exprimați, nimeni nu vă cenzurează pentru conținut, pentru
mesajul pe care vreți să-l spuneți. O să încerc să discut cu doamna Iuliana de la ora 14, sperăm să se liniștească până atunci și să vedem cine este până la urmă vinovat pentru situația asta. Adică pe cine, că am văzut că și Traian e supărat și dumneai, pe cine, pe situație, pe fete, pe tate, ascult Raimond. Dar bine, Traian știe că suntem prieteni, dar singurul vinovat pentru asta e Traian. Nu este nici Constantina, nu e nici Corina. Deci el e singurul vinovat pentru ce îi se întâmplă Constantina. Asta e părerea mea. Am văzut că doamna Iuliana a încercat să vorbească cu el și sper să înțeleagă că nu e nicio chestiune personală de la noi către voi. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegeți din start ca să știm cum mergem mai departe. Uite, apropo, avem atâtea ore în direct pe zi încât chiar este timp suficient să stăm și să analizăm fiecare lucru și să explicați dacă s-a înțeles ceva greșit. Unde este cazul, noi dăm materialul, cum l-am mai dat de altfel, cât de lung este, fără nicio tăietură de pauze și de bâlbe. Au mai fost cazuri în care oamenii s-au convins că nimeni nu are interesul să vă pună pe voi într-o lumină defavorabilă, ci să arate lucrurile exact așa cum sunt. Raimond, dacă tot ai luat cuvântul, uite, mi era dor de tine și mai ales că e foarte bine să te cunoască și fetele, că se vor duce și vor spune în casă, cum vezi tu viața, cum vezi tu relația de cuplu și mai ales ce-ți dorești tu de la cea pe care o vrei jumătatea vieții tale. Ai avut așa un moment de sinceritate maximă într-una din zile și asta se va vedea și pe următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Băi, eu sunt obsedat sexual, vă spun sincer. Uite, că dacă te-a filmat avaza asta, ai picat de. Da, mă, adică îmi place să fac dragoste, tot timpul așa. Păi aia nu înseamnă obsedat sexual. Păi, da, că sunt obsedat după dragoste. Da. Aia, ok. Deschide-ți-o, deschide-te, că intră Sorin. Vezi, Sorin, ce fac barii? Am și eu o pasiune, să bat cât mai multă lume. Pinte multă nu să cere. Ai avut videoclipul? Da. Prost să fii să ai putere. Moșule, ce tânăr ești, e prima noapte când vii la mine. Maia, Maia, Maia. Eu numai eu știu cum am plecat la emisiune. Și eu am fost și la spital înainte să vin aici. M-au luat de urgență, dar eu am făcut o grămadă de sacrificii să ajung aici. Păi da. Da, mă, mă gândesc, bă, îți dai seama, maică mea, când a aflat, nu că s-a supărat pe mine, a început să plângă. E cel mai urât lucru să vezi mama să plângă din cauza ta, înțelegi? Dar ce vă uite așa? Da, nu că am făcut nea... Da, mă, a plâns că m-a văzut pe mine că l-am distrus, nu că i-am făcut ei ceva neapărat, știi? Mai când bine, ți-am zis ție că alții nu-și apreciază părinții, băteam apropo la mine că i-am făcut în ultimele două luni de i-am spart. Nu, toată lumea știe de ce sunteți așa, mă? De ce? Fiindcă acum sunteți în suspans cu ce o se întâmplă luni. Nu poți să ai aceleași zile în fiecare zi. Normal, asta e și normal. Dar nu mai fi supărat tren acum. Și așa nu rezolv eu nimic cu supărare. Apa din care m-ați cunoscut din casă. Da? Credeți că joc teatru, dar eu întotdeauna am fost așa. Teatru, dar e normal mult. Nu am nimic de ascuns, deci ce am povestit, deci și cum v-am povestit, și cum mă vedeți că sunt așa și acasă. Cum mai ziceați, bă, că n-ai prieten, ți-am zis, un singur prieten am, dar cel mai bun prieten mi-a fost familia. Ziua asta chiar a durut tare. E nașpa, când te gândești acasă, e nașpa. Deci nu, eu cel puțin sunt foarte sensibil și eu când mă gândesc acasă n-am cum să nu plâng. Mireasă pentru fiul meu. S-a ajuns la niște discuții despre familie care sigur că sensibilizează pe oricine. S-a văzut asta și la Raimond, s-a văzut și la Traian, care și el a lăcrimat. Raimond, dar până una alta, hai să înțeleagă fetele ce cauți tu. Ce cauți? Aia cu obsedat era chiar glumă, așa, să mai râdă lumea. Aia era, da, aia când aia îmi place să fac după dragoste tot timpul, chiar de 8 ori pe zi, dacă s-ar putea. Asta. Aia e adevărat, da. Aia ce aia e adevărat, da? Da. Deci numai prima parte aia cu obsesia nu e, dar în rest e adevărat. Aia e normal, aș face și de 20 de ori pe zi. Te rog. Și de 20 de ori pe zi, dacă se poate. Deci asta... Da. Bine. Bine. Hai, altceva. Hai. Ce altceva?
Să, nu știu ce să... Ce recomandări ți-au făcut ție, de exemplu, Andrei, după ce s-a întors din casă? A zis să nu mă uit la Denisa, adică că nu e de mine, în sensul că e mică de statură, așa, dar nu mi-a recomandat una în stil, nu știu cum. Nu știe nici el ce prieteni am avut cu cineva. Dar mai dai mesaje cu Claudia mai? Da, i-a mai trimis și ei, normal, și ea mi-a trimis o brățară, o eșarfă. Dar astea sunt așa copilărești, eu până nu văd pe cineva, poate să-mi zică mie Andrei că e... extraordinară. Bun, uite, apropo de asta, Gabi, de mult vreau să vorbesc cu tine. Ia te rog microfonul. Am auzit că ți-a făcut Laurențiu niște recomandări. Căci da. Despre recomandările tale vorbea, nu despre ale lui personale pentru el. Care era pe primul loc cea mai recomandată fată pentru tine din partea lui Laurențiu? Sunt două, de fapt. Zinile. Claudia și cu Cristina. Deci Claudia și Cristina. Da. Pentru tine. Da, i-ai zis, Laurențiu, că Cristina are 20 de ani sau 21? Știe. Știe. Da, știu. Și Claudia? Știe, ele, una e blondă, una e brunetă. Tu am zis că vrei mai blonduță. Nu neapărat, nu contează pularea părului. Contează ce are aici. Deci asta contează. Da. Ai încercat să iei legătura cumva cu ele? Le-ai transmis un mesaj? Nu, prefer să le cunosc personal. Bun. De la ora 14 ne vom întâlni cu fetele și cu mamele și vom încerca să rezolvăm anumite lucruri. Mireasă pentru fiul meu. Mă folosești ca o momelă? Ce sunt eu aici? M-a pipăit pe mine toate și la... Da, fără nicio relație. Vreo două minute asta la el și la pipăit. Te dați iată? Gen, e frumoasă, dar n-ai nimic. Dar știi că nu mă mai interesează Constantin. Stai la casă, de ce mi-ai venit, frate, încă o dată? Mireasă pentru fiul meu. Mama mea, de acum lumea toată va fi a ta. O să te învăț cum putem zbura departe de toată lumea. Nu mai pierd nicio secundă, nu. Vreau să aud că mă iubești și tu. Lumea va fi doar a ta, dacă vrei să fii mireasa mea. Bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Începem o nouă emisiune. Sperăm să treacă cu bine și aceasta, pentru că știți, cei care ne-ați urmărit de la ora 12, că au fost tensiuni destul de mari în prima emisiune și pe timpul acestei ore de pauză am cam continuat în aceeași notă. De aceea sper că odată cu terminarea celor două ore de emisiune de astăzi să și clarificăm anumite aspecte și să fim mai zâmbitori începând de mâine. Vreau să zic bună ziua mamelor, fetelor, dar și celor trei băieți, după cum vedeți, invitați permanenți în emisiune. Bună ziua! Ce faceți? Bine! Bine! Ce, fetelor, v-ați speriat când am înțeles că ați zice... Na, ca fetele curioase să aflați ce s-a întâmplat la prima emisiune și v-ați speriat. Ce ați făcut ora asta? Bine. Hai că facem așa. Fac eu anunțurile de rigoare și am să încerc să stau de vorbă foarte puțin ca să depășim acest moment, să nu intrăm cu resentimente, pentru că dacă purtăm toată ziua în suflet lucrurile astea nespuse... Le adunăm și nu ne face bine. Bun, haideți să vă zic în primul rând că începând de la această oră puteți trimite SMS la 1272 cu data nașterii dumneavoastră. Veți primi un mesaj prin care vi se spune cum vedeți dumneavoastră dragostea conform zodiacului iudaic și ce anume vă va împlini în dragoste. Și dacă aveți noroc, veți fi și tras la sorți pentru câștigarea acestui smartphone pe care îl punem, vă spuneam, la dispoziție în fiecare emisiune. Până la ora 16 trimiteți SMS la 1272 cu data nașterii, așa cum a făcut ieri cea care a și câștigat telefonul. Vine din localitatea Plosca, județul Teleorman și se numește Elena Petreche. Felicitări, doamna Elena! Și astăzi vi-l punem la dispoziție, vă doresc succes și mâine la ora 14 anunț câștigătorul zilei. Ce faceți, doamna Iuliana? Bine! Așa vă vreau! Doamna Iuliana, haideți că ați plâns și dumneavoastră, ați stat singură toată ora. Vă rog, gata, nu mai plângem. Dar nu plâng. Știți cum o să ieșim de călizi în emisiunea asta, dar o să ne prindă bine.
Nu o să mai plângem din aproape nimic. Așa e la început. Sunt mai multe sentimente care vă încearcă. Și dorul de casă și acomodarea, mai vin și materialele astea, dar trecem peste. Și Constantin a plâns toată ora, dar așa a făcut machiajul. E bine, chiar dacă nu o fi plâns, Traian nu s-a simțit nici cel prea bine. Haideți să rezolvăm discuțiile astea cât se poate de liniștit și de pașnic. De ce anume ați plâns? Că nici ieri nu v-am simțit foarte bine, deci e ceva ce vă deranjează. Eu și ieri am cerut staff-ului, poate să spună o cerere să-mi acorde să stau în privat cu fiul meu de vorbă. A mi-a spus că o să-mi dea astăzi și astăzi chiar s-a întâmplat acel moment și mi-a dat mai multă forță și mai multă putere. Vreau să spun celor de acasă să stea liniștiți, că am un bărbat puternic lângă mine. Doamna Iuliana, dar de ce ați cerut să stați în privat? Știți că aici nu există momente private și momente publice. Nu, cu camerele lângă noi, nu dar, în privat. Dar am înțeles, dar de ce nu putem discuta ca să audă toată lumea și să lămurim anumite aspecte? Înțeleg că nemulțumirea dumneavoastră se întoarce împotriva fiului? Nu, atunci? Nici de cum. Atunci, de ce s-a creat situația asta? Nu, am simțit că și el vrea să spună ceva și eu lui. Așa am simțit. Da, vis-a-vis de toată situația care s-a creat la prima emisiune și în urma căreia și Constantina a plâns, Traian a încercat să o consoleze. De ce credeți că s-a ajuns? Da, îmi pare aici? Rău. Vreau să le cer scuze părinților Constantinei. Nu a fost nimic din partea noastră. Dacă Traian a făcut o glumă, Constantina a înțeles după și a spus a fost o glumă și nu a fost o glumă, nu știu. Nu s-a spus nimic deplasat, nimic. A fost pur și simplu o glumă. Și dacă fata a înțeles-o, nu știu cum, ea poate să spună, dar eu cred, am înțeles la Constantina că a fost mult mai mult deranjată despre alte vorbe, nu despre asta. Dacă e așa, ea poate să spună. Și am fost deranjată în felul că nu... Și eu am avut vină, am fost acasă, am stat și m-am gândit, am avut vină și eu... Și ea, să zicem așa, într-un fel sau altul, dar mai mult eu, deci îmi cer scuze și eu pentru că îmi trebuia să spun ce am spus în material. Și Traian nu totuși a avut a fost o glumă, dar s-a înțeles altceva. Și nu Traian a fost intenția nu a avut mea. O vină pentru faptul că îl plac două fete. Care e problema? Vină, care o să mă înțeleagă, mă înțelege și pe parcurs o să vadă. O să se vadă pe parcurs. Constantina, acum văd că iar ai ochii în lacrimi, dar ai înțeles, ați trecut peste, ați avut vreo discuție? Doamna Milola, nu mai știu ce să mai cred, nu știu dacă mai este bine să mai îmi dau cu părerea, simt nevoia decât să mă retrag, să țin în mine și să treacă săptămâna asta, poate să mai lămuresc unele lucruri, să mai liniștească puțin apele, atâta simt nevoia. Nu vreau să mai îmi dau cu părerea, nu mai vreau să vorbesc. Eu înțeleg că pe tine... Ascult. Vrem presiuni, pe cine plași, pe cine placi. Băieții s-au văzut, a fost pur și simplu atracție fizică și să lese lucrurile așa, să vină de la sine. Cu cine faci cuplu, pe cine plași, cu cine faci doamna cuplu, Iuliana, pe cine placi. Întrebările care îi se pun lui Traian vin în urma unor materiale pe care el le face. În urma unor materiale în care el stă de vorbă 5 minute și o pupă pe gât. Și pe Constantina stă 5 minute și o pupă pe gât. Și pe Corina scrie la pat Traian într-o jumătate de inimioară. Știți discuțiile și scrie de desubt câu puncte puncte de desubt iară câu puncte puncte și o șterge pe una. Acum oameni suntem și mai ales într-o emisiune din asta rău. Unde întrebările sigur că vin pe marginea ceea ce el afirmă și face. Nu inventează nimeni. Ăsta e modul lui de a cuceri o fată. Dacă se înțelege greșit, nu știu ce să... Sigur, curiozitatea face parte din natura umană. Și mai ales într-o astfel de emisiune unde fiecare concurent are o imagine și vrea să primească niște voturi, trebuie să... Ce să facem? Să dăm explicații pentru fiecare material pe care îl facem. Despre asta e vorba. Acum, o să vedem ce se va întâmpla, pentru că și Constantina a spus se va vedea în emisiuni atitudinea și alegerea mea și s-a mai văzut faptul că a fost extrem de ofensată de criticile pe care le-a primit și din partea altor băieți. Exact. Te-a deranjat și acest aspect? Spusele lui Robert, ale lui Andrei? Da, normal, pentru că până la urmă telespectatorii nu văd exact ceea ce se întâmplă în casă. Nu văd exact ceea ce simțim noi în casă. Și dacă Andrei își dă cu părerea, Robert își dă cu părerea, până la urmă telespectatorii, lumea, cunoștințele, familia mea, nu mai știu ce să mai creadă. O să zic acum, că înseamnă că, da, Constantina a greșit cu ceva, dar până la urmă... Eu am o întrebare la cei trei băieți și aș vrea să-mi spună sincer. Băieți,
Credeți că Robert, dacă n-ar fi fost refuzat de Constantina, ar mai fi spus acest lucru despre atitudinea ei? Sau asta a fost replica unui bărbat refuzat și din orgoliu a spus ce a spus? Eu nu cred că a fost refuzat sau chestii de genul lui. Pe el a deranjat faptul că, din câte am înțeles la el, Constantina i-a zis că chiar a știut cine e și după lui Traian a spus că n-a știut cine e. Asta mi-a spus ce știu de la el. Și s-a simțit Robert folosit? Ceva de genul. Asta a fost tot. Din ce știm noi în casă, atât tot. Deci eu nu știu nimic 100% că tu ai spus sau nu ai spus chestia asta. Deci judec doar că nu este exact așa cum credeți. Eu nu cred nimic cu asta. Nu. Nici nu m-am băgat. Am știut, m-am repetat de atâtea ori, cred că sunt destul de clar. Am știut că este Traian, nu am știut că este Robert. Era obligatoriu să aleg un număr din cei 11 băieți. Corect. Am pus la început numărul 1, după care m-am gândit cu siguranță o să fie și Corina, o să fie și alte fete. Nu m-aș fi simțit bine. Tu deja, asta, uite, deci asta mă deranjează pe mine. Ea deja știe că Corina îl place pe Traian. La da, și te mai ferești. Știu, păi nu mai știu, ai cum să Andrei, te ferești. Asta odată. Este, că știu păi, că îl place și Corina. Andrei, dar vreau să-l cunosc pe Traian în privat. Doar noi doi. Nu. Mă deranjează să fie prezentă și Corina și eu. Așa cum a fost și în casă când a venit Traian și am stat în stânga una, în dreapta cealaltă. Și m-am retras singură, am găsit scuză că m-a dus să-mi iau un pahar cu apă, pentru că nu mi-a plăcut situația în sine. Nu, ideea era, Andrei, că Traian și-a expus părerea că o place și pe Constantin, înțelegi? Și Constantin la rândul lui, dacă și-a plăcut pe Traian, trebuia atunci să atunci voi două sunteți vinovate că nu l-a întrebat pe băiat. Alege între noi. Păi eu nu știu, n-aș putea da, să stau noi e, doi. Să spun, nu tu, hai să nu mai dau exemple așa. O fată ne place pe amândoi. Eu nu aș accepta să mai stau nici măcar o secundă să-mi spună, da, pe tine te vreau, nu te vreau pe tine, nu că poate cine știe, nu că... Nu, frate, mă alegi pe mine sau... Andrei, cu asta sunt și eu de acord. Eu așa sunt. Acum păi, dacă ești de acord, fă ceva în privința asta. Fă ceva în privința asta. Ia-l pe Traian, vorbește cu el, auzi, băiatule. Andrei. Cum e da, treaba? Asta este, e așa sau nu e așa? Da, este într-adevăr păi și nu corect. Vor mai ieși discuții nici pe Robert, da, pe mine mă deranjează alt punct. Alt mă deranjează. Mă deranjează faptul că toți zic că de l-am ales pe Robert pentru că vroiam să-l cunosc mai bine și nu este așa. Sau zic că eu, de fapt, a fost un joc din partea mea, am vrut să-l fac gelos pe Traian. Păi încearcă atunci, pune punct, vorbește păi și cu Corina, vorbește și cu Traian și clarificați o situație să știi niște toată lumea. Asta din partea lui Robert să aflu astăzi că din partea mea a fost un păi joc ca să-l fac folosit, pe gelos. Deci l-am folosit. Aici lucrurile se interpretează am cu Zandina. Am ales un număr pentru că era obligatoriu să aleg un număr. Da, și eu, acolo la întâlnire ei el a interpretat. Nu, la întâlnire nu a fost așa, Andrei. Eu când m-am dus în casa băieților, Cristina știe foarte bine și Diana, m-am întrebat ce număr ai ales. Eu chiar am râs și am făcut mișto, să spun într-un fel, când am auzit asta. Deci mi-a... Nu am știut. Eu am ajuns în casă și Cristina este de față. M-a întrebat ce număr ai ales și am zis 11. Care a fost reacția mea, Cristina? Nu am știut. L-am întrebat cine este. Și am aflat că este Robert. Dacă s-a întâmplat să fie el numărul 11, ce să spun? Da, coincidență. Bun, vrea și doamna Iuliana și doamna Maria să spună ceva. Vă ascult, doamna Iuliana. Eu, ca mama, chiar am vorbit cu Constantina și i-am spus dacă vrea să ceară o întâlnire în privat. Da. Și să vorbească cu Traian. Eu nu pot bravo. Să intervin nici nu, pentru Corina. Face diferență, asta e ideea. Bun, da, Constantina n-a fost a doua oară în casa băieților. De ce nu au avut o discuție? Pentru că dormea. Pentru că eram mai mulți. Ce făcea? Traian la fel a preferat, Traian erau mai mulți în casă și a preferat nu să puteam nu... Să stau da. De vorbă, deci nu, dacă nu, cereați nu într-o oră, 10 minute doar voi de doi. Când sunt mai multe persoane în jurul păi meu. Păi o duceai în dormitorul ăla de care povesteai, dar vorbeați, nu făceați altceva. Da? Nu făceați gluma aceea pe care ai zis-o. Dacă mai mergeau și în dormitor, doamna Mirela, gluma deja era... A fost și cu Alina în dormitor și au vorbit, a vrut să-i pună câteva întrebări, Constantine. Deci vezi, nu era greu. N-am înțeles. Ai fost în casa băieților? Da. Și n-ai vorbit cu... Alina a avut de o ce? Prezentate. Am încercat, că, când m-am ridicat din pat și m-am uitat, mergeai cu Alin și n-am vrut să întrerup, să mă bag peste ei. Dar tu ce ai făcut când Constantina a venit în casă? Stăteam în cameră, pentru că știam că și ceilalți băieți vor să cunoască. Da, chiar nu vroiam să mă bag peste asta, mai ales că și Alina vrea să o întrebe. Bine, haideți, ce spui, Laurențiu? Eu nu știu unde a auzit el că un băiat vrea să o cunoască pe Constantina. Odată ce Constantina și-a expus părerea că îl place pe el, păi și un băiat... Păi și Alina a luat-o... Alina a luat-o pentru altă fată, a întrebat de Diana. Așa nu mai știu, dar n-am vrut să mă bag. Toată lumea a zis, frate, să nu fie interpretat greșit Alin. Alin nu știu dacă mă place, dar el a vrut să-și ceară scuze în privat.
De asta m-a chemat în dormitor, a vrut să-mi explice un material care o să aibă loc și și-a cerut scuze din cauza asta. Da, și Traian a lăsat, cum se cheamă? Gabriel, la fel. Gabriel a vrut să mă întrebe niște lucruri despre... Bun. Da, vă rog, la telefon, auzi, la microfon, doamna Maria. Da. Tu, de exemplu, ceri că vrei să stai cu Traian o clipă, 10 minute, nu știu cât. Da. Ce fel se va simți Corina? Scuză-mă, te rog, dar răspunde. Poți la să fel cum aș fi simțit și eu invers, poate. Bunică, știi care e chestia? Numai puțin, Laurențiu. Doamna Maria, ce vreți să spuneți de fapt? Dați dreptate băieților că atitudinea Constantinei n-a fost cea... Păi nu știu, trebuie să gândească într-un fel. Nu, pentru că cum se simte ea, se simte și Corina. Da. Și atunci, Traian, ce să facă, păi, doamna Mirela? Deci cu amândouă nu poate să stea de vorbă, în partii nu poate să stea de vorbă. Cum să stea de vorbă? Ideea e pe următor. Ce spui, Andrei? Nu este harem aici. Doamna Mirela. Când o să fie Constantina cu Traian, o să plângă Corina. Nu, nu e așa. Cum da, poate Traian nu le cunoaște atât de bine pe fete. A spus doar că îl place, îmi place fata asta și mai îmi place fata asta. Vreau să le cunosc ca să văd ca și caracter care e pe gustul meu. Și am spus poate și în casă, aveam nevoie de o întâlnire în privat cu fiecare dintre ele. Sunt băieți care nu au cunoscut decât de trei fete și o să fie un dezavantaj, nu o să poată să facă niciodată chestia asta. Ideea e fermător, cum ai recunoscut tu și tu că ai greșit. Poate să fie și la mine 5 fete care mă plac, dar eu nu o să fac diferența între 5 fete niciodată. Și dacă o să-mi plac o fată, o să zic, da, au fost 5 fete care m-au plăcut. Eu am plăcut una singură și aceea e cu Oana. Oana e pe care am plăcut cea mai mult. Laurențiu, te cheamă cumva Traian? Păi da, nu, vorbeam cu doamna Mirela. Lasă-l pe Traian să vorbească. Era vorba despre Traian. Am conversat cu doamna Mirela, vorbeam despre mine. Da. Nu vă mai deranjați. Era vorba despre Traian. Bun, părerile sunt împărțite, după cum vedeți, deci și în rândul mamelor sunt anumite critici la adresa Constantinei, pentru că aceasta, din ce spune doamna Maria, ar fi trebuit să... Ce să facă? Să fie mai rezervată? Nu știu, să facă și ele amândouă trebuie să discute într-un fel. Da. Cum se simte una, se simte și cealaltă, nu? Da, sunt multe de explicat și totul e așa. O să se ducă Constantina să stea cu Traian de vorbă? Ce face Corina? Mă gândesc, ce face Corina? Bunica nu critică pe nimeni, spune decât că amândouă ne simțim într-o situație penibilă. Păi mai mult vorbești tu. Păi, cum v-a băgat în situația asta? Vorbească și Corina în dreptul ei. Nu știu dacă ar spune același lucru. Dumneavoastră ați vorbit cu Corina? Ce spune? Nu, dar le-am simțit, le-am văzut. Și cum e Corina? În sufletul ei știe. Da. Să vorbească ea. După cum vedeți, ziceam, sunt păreri și păreri. Vom vedea însă ce se va întâmpla, pentru că timpul rezolvă lucrurile astea. Nu e bine să luăm acum decizii pe moment. Hai să începem cu bine, măcar. Hai să începem cu bine emisiunea asta, că după aia vedem noi ce mai fi. Să ne aducem aminte că a fost și ziua onomastică a doamnei Virginia și că fetele au profitat din plin de acest lucru. Cum s-au distrat și ce au ales să facă, vedem în primul material de astăzi. Mireasă pentru fiul meu. Și fatele. Traian! Pe ce-s așa de bune? Bate-mă! Bate-i tare! Sunt needucate. Raimond! Raimond! Raimond, cheamă! Da, mă, serios! Zile că tu ești! Vorbesc cu fetele pe ruși! Vă auzim! Eu sunt Raimond, ce vrei? Raimond! Bună, Claus!
Stați la ușă, te aud! Abia aștept să te cunosc, Raymond! Și eu la fel, abia aștept să te văd! Pa! Pa! Noapte bună! Domnușor, să mă visați! Și tu să mă visezi, sunt Clau! Astea-s mai bolnave ca noi, mă. Ne ziceau că suntem la ușă. Da, e, cred că asta la ușă, la noi, că noi am bătut și imediat ne-au răspuns. Să fim pedepsite. Hai că mă duc să mă culc acum și voi la culcare. Dacă vă rugăm în genunchi să ne iertați. Dar rugăm să ne iertați. În genunchi. În genunchi vă rugăm să ne iertați. În genunchi. Uite, așează-te, așează-te. Da, Ioana, Ioana. În genunchi vă rugăm să ne iertați. Așa, în genunchi așa. Nu ne așteptam să trebuie. Da, dar nici nu știam, nu făceam așa ceva, dar nu eram nebune și mai ales că știam acolo. Da, deci era acolo pe fază, mă jur. Chiar ne simțim prost că au închis muzica în cauza noastră. N-am mai dansat, acum nu mai dansez. Da, încă fără și el. Mai ales că era ziua de a voastră, dacă era ne pedepsea pe noi mai bine. Așa parcă ne-a dat un pumn în cap. Mireasă pentru fiul meu. Și nu s-a mai pornit muzica? Nu s-a mai pornit? Păi dacă bateți în perez după băieți, ce să vă fac? Ce să vă fac? Oricum, Raymond, ați auzit ce a zis, nu? Astea sunt mai bolnave decât noi. Una peste alta, cine au fost? Claudia și Andreea. Voi două. A fost o glumă, n-am știut că o să stricăm petrecerea. Dar când ați cântat, n-ați știut că o să o stricați? Cine a cântat? Andreea Edit. Era o voce angelică acolo, care acoperea totul. Cine? Asta, n-are nimic. Important e că v-ați distrat și s-a văzut că v-ați distrat. Iar pe doamna Virginia, pe timpul materialului, am văzut-o cu lacrimi în ochi. De ce, doamna Virginia? V-ați simțit bine? V-ați distrat? Da. Au avut grijă fetele să vă facă ziua frumoasă? Da, dar nu eram lângă băiatul meu și vreau și eu să fie... Mă așteptam să vină și el, cum a venit și de or ziua... Or să vină, da, or să vină acuș, acuș, vin toți băieții. Ce să facem? N-ați prins. N-ați prins de data asta, dar ziua de naștere când este? Pe 3 noiembrie. Ia să vedeți ce frumos o prindeți, și cu băiatul și cu toată lumea. O să fim cu toți, da. Până una alta, știți că băiatul e cam trist. Știți? Să vorbi cu el? Când? Astăzi ați vorbit? Da. Ce v-a întrebat? Nu a întrebat nimic, l-am întrebat eu pe el. Dar de ce i-a bătut? Hai să vorbim. I-a bătut, nu i-a bătut, e îngândurat, e, nu știu. De ce? Poate și-a făcut... Poate a gândit o fată și poate se simte dezamăgit, nu știu. Nu n-a mai primit niciun semn de la ea? Nu. Nimic? Nimic Edit? Nu dau speranțe la nimeni deocamdată. Și crezi că George greșește când deja își face, pentru că își face prea multe speranțe privința ta? Nu știu, nu sunt genul care să-mi zic din prima o chestie, trebuie să stau să mă gândesc înainte și probabil că s-a grăbit. Ți-a spus doamna Virginia că este George abătut? Nu. Acum, într-adevăr, George a discutat și ei în casa băieților și și-a spus oful, e necăjit și se gândește la tot felul de variante. Ce este în sufletul lui George, doamna Virginia, că vă spune sau nu, poate ar trebui să aflați mai multe din următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Cum ești cu fata? Te-a încântat, da? Rău. Aștept să mă văd iar cu ea, să văd ce zice. Da, ați vorbit, zice, aveați important așa și ce te interesează, nu? Câți ani are? 22. De unde e? Deva. Ar veni la tine ce o zi? Dar mă duc la ea dacă e ce. Nu, n-am preferințe de-astea. Dacă ne dăm șansa unui altă, eu zic că o să meargă. Mie îmi place foarte mult de ea și aș face orice să fie fericită. Când au venit fetele, ce? Le-am băgat în seamă. Da, am văzut am că e fost mai rezervat. Câți ani are și atât, nu m-a interesat altceva. Și cu toate o să fac la fel. Tu știi ce-ai vorbit cu ea? Poate eu, dacă mi se întâmpla la fel, și eu eram la fel. Mi se pare fată de casă. Eu am vorbit cu ea și a zis că fata, că nu vrea să grăbească, să arunci da, cu capul. Da, mă, dar mă, ce să spun, dar așa-i spun eu și să resemnează el, cum își face dânci și dânci și dânci. Eu zic că o să fie ceva, sincer. Edith n-a zis cum niciodată cum îi place de el, doar că vrea să
să știi ea, să fii sigură. Da, bine, da, să vadă și pe aia, să vadă ce le vinde. Că decât să s-arunci așa și după aia stai că nu, și o să fii mai rău atunci, mai bine așa. Pleacă să fie ceva. Să-și alege al băia să-i spun înainte de ei. Mare să fac cineva ca să nu se simtă asta pe liber, de seama. Eu tot cred că o să fie ceva între ei, na. A fost scripirea aia, vrea să-i simțit ceva. Vrea să-i simțit ea bine. Poate mai facem o din asta așa cu activitatea să ne cunoaștem mai bine. Poate o să ne găsim amândoi fete și... Mă rog, tu ți-ai găsit-o, acum să dea Domnul să formez un cuplu și eu la fel și poate o să fie bine. Nu știu, Alina, că mi-am găsit-o. E anul de speranțe. Știi cum e, George? Eu am auzit materialul când a zis că și-a dorit un băiat ca tine. Lasă-o întâi să cunoască toți băieții, nu o presiona. Adică oricum tu n-ai cum să o presiezi pentru că nu te întâlnești cu ea. Lasă-o să-și formezi o părere așa. Tu oricum ai un plus că ai fost primul. Înțelegi ce vreau să zic? Lasă-o liberă, știi? Eu asta zic, părerea mea. I-a apreciat faza că ai fost sincer. Bă, am înșelat până la urmă, da? Deși ea probabil a înțeles că altceva, că ai înșelat altfel, știi? Și a zis că a apreciat la tine că ești sincer, pentru că altul niciodată n-ar recunoaște un băiat că a înșelat o fată. Totuși, aș vrea să vorbesc cu ea, să... Îți dai seama. Să-mi spună dacă am vreo șansă, dacă... Dar acum nu. Știi? Eu nu bag mâna în foc, că nu-s Dumnezeu. Dar acum nu o să-ți dea un răspuns. Tu acum, dacă, de exemplu, îi spui, exact cum zici tu, am o șansă sau nu, ea o să zică, nu știu, tu o să o pui la suflet, pentru că, după părerea mea, ești un pic ca mine, pui și tu la suflet vorbi din astea și iar o să te superi. Pentru că ea n-are cum să spună acum da, chiar dacă ar vrea, pentru că nu ne cunoaște pe toți. Și într-un fel, după părerea mea, e frică, poate ea place de un alt băiat, știi, și ar fi mai rău, atunci mai rău, știi? Mă înțelegi ce vreau eu să zic? De asta zic, pentru că ea vrea să-i cunoască pe toți și de asta nu o să grăbește. Ce faci, mă, cu cheia mare? Așa nu știu. La competiția asta. Dacă o e ca pe o competiție, o e razna. Ca ce să o e? Ca pe moda 3 pentru o perioadă și ce vine, vine, știi? Mireasă pentru fiul meu. După cum ați văzut, George într-adevăr era foarte abătut, se gândea la Edith, discuta cu Traian și spune așa: dacă ne dăm șanse unul altuia, eu zic că o să meargă. Îmi place foarte mult de ea și aș face orice să fie fericită. Când au venit fetele, nici nu le-am băgat în seamă. Și cu toate am să fac la fel. Mi se pare fată de casă. Edith, am văzut că ești extrem de rezervată. Da. Și emoționată, parcă, în momentul ăsta. Nu neapărat emoționată, dar nu-mi place deocamdată să spun ceva dar care după presată? Aia... Oarecum, să zicem. Totuși, doamna Virginia discuta cu Iulia și ar fi vrut, cumva, să-i dai un semn lui George pentru a nu-și face speranțe de șarte. Să-i spun un lucru mai clar. Oricum am zis dinainte că nu spun la nimeni și nu dau la niciun băiat deocamdată niciun fel de speranță, până nu sunt și eu de acord. Acum probabil unii băieți se gândesc că numai ei trebuie să aleagă, chiar dacă, și nu ne lasă nouă timp de gândire, ceva de genul, ca să vedem dacă putem fi cu ei sau nu. Dar nu, trebuie să fim amândoi de aceeași părere ca să meargă, zic eu. Totuși, doamna Virginia, spuneați așa, să-i spună dacă nu-i place de el. Așa îi spun și eu și se resemnează. Dar așa el acum își face gânduri. Credeți că, de fapt, Edith nu prea îl place pe George, dar tot mai amână momentul? Ce simți? Nu știu. Nu știu ce e în sufletul ei, nu știu. Nu pot citi gândurile oamenilor. Nu știu, dar eu știu că el se consumă. Așa e el. Ar fi mai bine pentru George să-i spună Edith... Da, ar trebui și atunci ar vedea altfel lucrurile. Vi se pare că Edith îl ține așa în stand-by? Îl ține așa în așteptare? Nu știu dacă îl ține. Nu cred că are vreo intenție fata să-l ține așa. Dar... E de vină Edith că nu-i spune nimic sau e de vină George că și-a făcut poate prea multe speranțe? Nu știu ce să zic, doamna Irela. Nu știu, nu pot să dau vina nici pe el, nici pe ea. Depinde după aceea întâlnire, ce atracție a avut el, ce au vorbit, cum a simțit-o el, nu știu. Chiar nu știu. Iulia este optimistă și spune așa, eu zic că o să fie ceva, sincer. Edith nu a zis niciodată că nu-i place de el, dar vrea să fie sigură, decât să se arunce așa și pe urmă nu, o să fie și mai rău. Băieți, voi stați toată ziua acolo și cu George în casă. Care este spiritul lui? Ce stare de spirit are? Asta care s-a descris mai înainte.
Este trist. E trist? Trist, poate că și eu l-am întrebat. Poate că ar vrea să o cunoască mai bine, dar el vrea să o cunoască doar pe ea și atât, cum s-a zis. Și vă dați seama, neașteptarea asta îl macină. Și poate că din cauza că nu primește niciun răspuns, nu știe, el este sigur pe el, fata nu o acuz de nimic, vrea să mai cunoască poate și... Adică să vadă toată lumea, poate o să-i placă altul mai mult sau eu știu, fiecare în felul lui. Și el e supărat. Doamna Virginia, dar nu credeți că s-a pripit George când a spus că doar pe Edith o vrea, n-a mai cunoscut nicio altă fată? Spune că nici măcar nu s-a uitat la ele când au intrat în casă. Dacă totuși nu va fi să fie cu Edith, din vari motive, el ce va face? Nu va mai încerca să cunoască pe niciuna din celelalte 14? Nu știu, ce-am adică la el ori e ea, ori nu-i niciuna? Cred că da, ce-am înțeles de la el, o să aștepte dacă nu o să fie eliminat sezonul al doilea, mai vor mai intra fete, el, nu știu ce, uneori vorbim, dar uneori e reținut, nu... Da, e posibil să fie la el deja să se fie îndrăgostit la prima vedere? Da. E posibil, da. Andrei? Da. Așa pare? Da. Că el spune că nici n-au observat celelalte fete care au intrat în casă. Da, așa se vede, nu? Păi și ce facem atunci? Că... Eu știu mult, dar nu comentez. Stai puțin. Ce? Vorbiți pe rând. Care vorbește? Hai, Traian. Da, aș vorbi cu el și părea destul de trist. L-am văzut destul de trist. Și cu intenții foarte, foarte precise. Dar cred că nu trebuie să fie condamnat dacă s-a... Nu, absolut deloc. ...oprit la o singură fată. Deci nu trebuie nici de cei de acasă, nici de cei de aici. Nu l-a precis. Îl invidiez, poate. Nu e vorba nici de bine. Fiecare om cu... starea lui, cu sentimentul lui, deci fie că nu sigur, trebuie da, să fim toți la fel. Trebuie să luăm în calcul toate consecințele. Dacă ea nu mă place, dacă place pe altcineva. Și ce s-a sfârșit lumea? Cine știe? El e foarte supărat. Alina a încercat să sfătuiască și a spus tocmai să nu pună presiune pe Edith. Să o lase pe ea să decidă singură în timp, să-i dea timp. Ce va face, nu știm. Poate veți vorbi și dumneavoastră cu el. Noi mergem mai departe cu alte subiecte după pauză. Mergem mai departe, însă vă aduc aminte de telefon. Trimiteți un SMS la 1272 cu data nașterii dumneavoastră și puteți câștiga prin tragere la sorți unul în fiecare emisiune. Dacă nu câștigați telefonul, nu vă pierdeți speranța, dar oricum primiți un mesaj pe telefon prin care vi se spune cum iubiți în funcție de zodiacul iudaic și ce anume vă împlinește în iubire. De dacă am avea și noi telefoane, cred că fiecare concurent de la Mireasa ar da un SMS la 1272 da. Cu data nașterii. Am ști ce trebuie să facem, care cu care se cuplează din casa asta și am terminat sezonul. Dar dacă nu avem telefoane, ce să fac? Și eu n-am decât unul și pe să-l dau la telespectatori. Îmi pare foarte rău. Deci, din cauza că n-am mai multe telefoane, trebuie să staționăm. N-am ce să fac. Bun, acum am văzut supărarea lui George, am văzut-o și pe a doamnei Virginia, pentru că, într-un fel, doamna Virginia, dar vreau să vorbim deschis, în urma materialului, păreați că, într-o mică măsură, o învinovățiți și pe Edith, pentru că îl cam ține și nu-i zice nici da, nici nu. Pe George. Așa vi se pare? Nu vinovățesc. Adică i-a spus că mai bine să-i spună nu. Nu, pentru că ea nu i-a dat speranțe nimic a lui și deci nici pe lângă mine nu mai. Deci nu și e? Pe mine mă evită. Deci nu. Deci mi-a dat seama că nu. De ce să o vinovățesc dacă se din simte asta? Deja că... Deci dumneavoastră simțiți că nu-l place? Că... Hai să vorbim. Poate da, numai materialul... S-a făcut o impresie greșită poate și în casă despre el, de materiale, de... Deci oricum el a fost luat în nume de rău din prima zi de când am intrat în casă Virginia. Cu mesajele. Pa, da, nu cred, dar... doamna Virginia, lucrurile astea știți cum sunt. Într-o astfel de emisiune cu atâtea ore pe zi de direct, nu e nimeni etichetat de la prima oră. Lucrurile se schimbă de la o secundă la alta. S-a dat un mesaj atunci, s-a dat despre mai multă lume, nici nu mai ține minte despre cine era vorba. Pe mine, dacă mă întrebați, eu nici nu mai țin minte despre cine era vorba, pentru că nici nu-i cunoșteam pe băieți și așa abia acum încerc să-i mai cunosc după nume. Dar aminte în prima zi. Credeți că cineva și-a făcut o părere despre fiul dumneavoastră printr-un SMS? Nu, de, s-a primit de afară mesajul, iar aici în casă s-a... Eu cred că Edith este o fată inteligentă care nu etichetează un băiat după un mesaj trimis de afară.
Eu, Ana, cel puțin nu trăiesc cu părerile celor din jur, doar cu părerea mea. Are totuși mea. Dreptate, doamna Virginia, o eviți de la o vreme, tocmai ca să nu... Nu neapărat că o evit, dar nu vreau ca să creadă că mă atașez de ea și să-i dea speranțe prin ea lui George. Chiar nu vreau să dau speranțe la nimeni și tocmai de aia mă port așa. Tu ai mai avut o discuție pe această temă, Edit, cu fetele din casă. Ce anume ai avut de spus, vedem în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. George, da? De ce crezi că nu te-a ales? Crezi că te-a recunoscut? Nu știu dacă m-a recunoscut. Nu știu, ia să spună. Ești puțin supărat sau mi se pare mie? Un pic trist. Trist de ce? Cum are legătură cu Edith? În mare măsură, da. Băi, a fost bine, n-a stat foarte mult. A zis cineva ceva? George, a zis că cum de nu l-am ales pe el? Poți că e supărat. Am întrebat doamna Mirela că din cauza mea el da. Da, am zis că pe ce criteriu am ales? Păi chiar nu mai știam, m-am ales doi, că pe doi e ziua mea de naștere. A zis că a dat bunica indiciu și alte cele. La George a zis doar că are părul moale. Părul moale? Probabil dacă îi puneam când am avut prima întâlnire cu el, puneam cap și vedeam că are părul moale, poate îmi dădeam seama că e el. Mie nu-mi place graba, nu-mi place să mă grăbesc în ceea ce fac. În unele alegeri care știu că sunt foarte importante pe mine, pentru mine, nu-mi place să mă grăbesc. Graba strică treaba. Data trecută de era să fac minuta, când m-am despărțit de el, am fost foarte dezamăgită. Și mai ales anul ăsta, când era pe 13. Trebuia să facem mult. Nu plânge, e gata, oprește-te. Acum că o fi să fie aici, o că nu o fi să fie, asta e. El a zis, gata, eu sunt, știi? Dar poate, când o să ne cunoască pe toate, poate să-i se pară una wow și începe vorbește cu ea sau te mirce. Faci un pas înainte și 10 înapoi? O zi și atunci că dacă nu sunt eu, el o să ceară acasă. Te zi acasă și fată cel puțin, te simți prost să știi că la cineva îți place de tine și poate, cum să zic, că chiar mi-a plăcut de el. Nu. Dar poate, nu știu, poate e altul care, na. Și oarecum aș simți prost față de el, că îl știu așa, știi? Și ară ieri m-am simțit prost cu faza că stătea el și vorbea și aștepta material de la mine, mesaj de la mine și alte tele. Pe chiar le-am spus la fete, acum dacă fetele nu le-au trimis, chiar am văzut că s-a uitat și doamna Virginia către mine când nu știu cine transmitea mesaje și se uita oarecum la mine că, ca și da. Cum eu nu i-aș fi transmis lui ceva, știi? Acum, dacă nu le-a zis, s-a uitat, că îți dai seama că sunt multe care au trimis și poate au uitat, poate, na. Pe cine a căzut? Pe mine. Că nu i-am trimis. Mă simt așa că sunt într-o situație n-aia așa ciudată, știi? Între Ciocan și Nicovale. Așteptăm să ne votați. 1-2-7-2. George și Grigore. Vrem să intrăm în casa fetelor. Dacă nu vreți să mă votați pe mine, votați-l pe Grigore. Că merită. Poate lumea votează altfel acum să vină și altă fată. Da, așa e. Poate votează, de exemplu, pe Edit. Ar fi bine. Chiar vreau să vorbesc multe pe ea. Să nu mai voteze pe Constantina sau Marianita. Să vină altă fată de cele care au venit. Mireasă pentru fiul meu. Ați auzit înainte de gală, George și-ar fi dorit tare mult ca Edith să fie mireasa săptămânii pentru a avea ocazia să intre în casa băieților. Frumos, dacă te gândești așa, ce-ți dorea George? Pe de altă parte, tu însă spui cu adevărat că nu l-ai recunoscut la acea probă tactică. Normal, dacă era el pus în situația mea, să fim noi în fața lor și ei să ne pipăie, nu cred că își dădea seama că sunt eu. Papir. Nu, mi-l scoteam. Că știam că ăsta e singurul indiciu pe care mă putea recunoaște și îmi dădeam pirsul din buză jos. Totuși, el crede că, nu știu, ar fi trebuit să simți, să-l recunoști, pentru că i-ai atins părul. Data trecută ai spus că are păr moale. N-ai ce să simți după ce vezi o persoană, să-l simți doar din atingeri. Îl vezi doar odată. Nu l-ai lângă tine o viață întreagă ca să poți să-ți dai seama. Tu spui, Edith, că ai rămas cu o mare dezamăgire în urma despărțirii de băiatul care trebuia să-ți fie soț. Acum ești genul care, dacă s-a ars cu ciorbă, suflă și în iaurt? Nu. Deci de 10 ori mai precaută. Da. Spune așa, cu ochii în lacrimi. Atenție. Acum, ce o fi să fie? Că o fi să fie aici sau nu, asta e. Poate cunoaște una și vrea să discute cu ea.
ce faci? Un pas înainte și 10 înapoi? Nu pot să zic că nu mi-a plăcut de el, dar poate că e altul care, na, și m-aș simți prost față de el. Mă simt într-o situație ciudată, ca între Ciocan și Nicoval. Și mă uit acum la tine, iar ai ochi în lacrimi. De ce? Nu știu. Îți vine întotdeauna în minte suferința aceea pe care ai trăit-o? Da, și încerc să fiu cât mai precaută ca să nu mai trec încă o dată prin ce am trecut. Da, dar totuși, Edith, și atât de, nu știu, și atât de multă așteptare și gândire, poate uneori dăunează primului instinct. Dacă acesta există, ar trebui să-l urmezi, dacă există. Din contra, că prima oară m-am aruncat dintr-o dată și aia a fost... Aceea tactilă. Unii s-au simțit bine, s-au simțit pipăiți, alții s-au simțit hărțuiți, alții s-au simțit puși la zid, percheziționați. Deci a fost un amalgam de stări. Băieți au vorbit despre astea fără inhibiții, fără perdea, ca să vedeți fetele ce a putut să iasă dintr-o probă tactilă și atât. Veți cunoaște cu adevărat sentimentele băieților fără perdea, dar după publicitate. Mireasă pentru fiul meu, să pentru fiul meu. Haideți să continuăm discuția, dar vă aduc aminte de telefon, SMS 1272 cu data nașterii, pentru a putea câștiga un telefon smartphone, bineînțeles, nu orice telefon, prin tragere la sorți, unul pe ediție. Însă, dacă nu câștigați, primiți un mesaj cu ceea ce trebuie să faceți în dragoste, conform zodiacului iudaic. Vă doresc succes! Vă ziceam că vom vedea primele impresii ale băieților după ce s-au simțit pipăiți pe toate părțile de către fete. Dar înainte de asta vreau să mai vedem... Poftim? Aproape! Aproape! Ce? A, bineînțeles că aproape! Numai că voi v-ați simțit hărțuiți... Mă rog, o să vadă fetele cum v-ați simțit. Înainte de toate însă aș vrea să văd ce mai fac fetele când nu dorm. Sau mai bine zis, când altele dorm și una nu doarme. Ce mai fac ele, cum își mai petrec nopțile, că zilele vedem cum și le petrec, în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Andreea era la mine, nu știu, la voi. De m-am speriat în cap. Și toți au... N-avea pastă de dinți. Păi pastă de dinți era... Eu am fost la cine știam că nu se supără și nu mă așteptam să te supără. Păi nu, dar m-am trezit brusc așa și miroase numai a... pasta de dinți. Și miroase numai a pasta, nici nu pot să mai dorm acum. Că am văzut că aveai nervi și te-am lăsat să-ți treacă nervi și după aia... Păi după aia n-am mai zis niciuna, nimic. De astea râdeam, că m-au dat de gol, eu mi-am pus pătura pe față. Toate râdeam. Că am să pun la toată lumea. Păi, eu dormeam. Păi și eu dormeam. Asta m-am speriat. Păi eu am crezut că e apă și când am pus mâna era... Nu, era pasta. Deci n-am pus în pat, că am auzit că ți-a da, pus plin. În pat. Deci mă jur, am vrut să pun la toată lumea, să nu crezi că am ceva special cu tine da, sau cu... Da, știu că... Dar se pare aiurea. Era lipicios, era lipicios. Da, unde i-ai pus? Ce să mă? Pe talpă. Ioana i-a pus pe amândouă talpele chiar. Am vrut să dăm cu cremă de pantof, dar nu se mai iau în veci. Mai putea dor să aseară. Era pe jos. V-am văzut. Și pe Andreea când mi-a pus, am văzut. Da.
Dar ți-a pus intenționat sau din greșeală? Intenționat, și că din greșeală. Păi, dar dacă ea stropește, nu știe să pună mea. Când mi-a făcut pilot, am aruncat în joc. A, ți-a pus și pe față sau unde ți-a pus? Nu mă pe picior. Da, mă ștergea tot ea pe picior. Nu s-au sesizat astea care le-am măgălit, a început lumea pe ei să comenteze. N-am nimic împotriva ele, dar pe lângă ele... Și Marianita săraca și-a revenit? Da. A zis că o făcea o să-mi treacă mie, vestea săracă. Că o vedeai pe Gina, te stricai de râs. Corina m-a lăsat să le fac și râdea de leșina. Păi de-aia m-am enervat, pentru că înainte toate erau cu gura până la urechi și când m-am trezit erau cu capul împărna toate. Și m-am enervat. De unde să facem glume despre ea? Da, am început cu ei trebuie să faci și cu ei nu și ce. Eu nu mă suport, dar mie să nu-mi puneți pe față. Nu m-am enervat, ce-o zis? Nimic. Cred că sunt mir, maică-mi acasă și taică-mi cum din am fost eu ca părătăți. Vedeți? Au avut intenții bune. Tu mă cunoști în casă. Mamă, ce le-a făcut, Doamne, mureați de râs dacă le vedeți. Dar m-a deranjat că chiar a fost o glumă. Nu știu dacă a luat-o cineva personal sau astea. Că și lui Corina am vrut să-i pun și ardea de mine că era trează. Dar ți-am pus toamă în două tălpine că nu mai știu. Un pe unul. Dacă eram la un moment dat și pe mâinile și ce ai zis? Ce am zis? Ia, ceva? N-a zis nimic, ea s-a ridicat, a început să râde, s-a dus la baie și s-a spălat. Deci ea a fost singura care mi-a zis. Stai că n-a râs. Ți-a zis ca să-ți dau o mamă de bătaie, nu știu ce ți-a zis. Da, și după aia a început să râzi când ai văzut că nu e singura. Eu nu zic nimica, dar știi când o să se arate răutățile, când o să cunoaștem băieții. Dar nu-ți mai încărcat tu memoria cu ele? Normal că nu. Da, să le pace, cum suntem noi, așa sunt și ele. Da, nu ne luăm de ele. Ai o diferență. Nici nu dăm ordine. E fiecare cu felul lui. Așa e. Mireasă pentru fiul meu. Ați văzut reacțiile de după farsa Andrei, dar eu zic așa, să ne spună Andreea în ce a constat exact farsa care a fost făcută noaptea pe întuneric. Nu aveam somn, mă învârteam în pat toată noaptea, cred că vreo două ori m-am învârtit să dorm. Da, cât era ceasul? Nu mai știu, cred că vreo două noapte. Așa, și? Și le-am pus pastă de dinspre tălpi. Prea dormea cu tălpile în afară, nu mai știu, Ioanei, Marianitei, Cristinei. Am vrut să pun la toată lumea, dar dormea toată lumea. Și ce au făcut fetele? Cum? N-au gustat gluma sau ce s-a Pe moment s-au speriat că dormeau. Ioana s-a trezit, a început să râdă, s-a dus la baie și s-a spălat. După ce și-a umplut tot patul, bineînțeles. Cine e Ioana? Da. Păi da, a râs, zici că a râs, nu? Dar totuși tot ea zice să nu mai faceți glume din astea, mai ales noaptea. Te-au deranjat, Ioana? Nu e plăcut să fii trezit noaptea, dar am luat-o ca atare, ca pe o glumă. Pe de altă parte, Claudia, că ți-a apropiată, zice așa, știi când o să se arate răutățile? Când o să cunoaștem băieții. Dar da, eu știu Claudia. Că ea dormea, ea nu s-a trezit niciun pic. Totuși, Claudia, din partea cui ai simțit răutăți? Nu mai țin minte. Sau tocmai că nimeni nu și-a arătat răutățile nici măcar la glumele astea. Da? Când o să se cunoască băieții, o să se schimbe toate lucrurile? Așa cred. Adică prietenia asta voastră, dacă există acum între anumite fete, nu va mai fi după aceea? Nu mă refeream la prietenele mele. Dar la cine? Mă refeream în general la fetele din casă. Adică dacă, de exemplu, acum nu s-a ofensat nimeni pentru glumița asta, după ce o să se cunoască băieții și o să înceapă concurența, nu o să se mai guste nicio glumă? Nu se mai joacă împreună? Nu vor mai mânca împreună. A, nu vor mai mânca. Da. Pe de altă parte, Andreea zice, cum suntem noi, așa sunt și ele. Dar Claudia continuă, noi nu ne luăm de ele și nici nu dăm ordine. E diferență. Între cine și cine? Care suntem noi și care sunt ele? Nu știu. Există vreo șefă pe aici care dă ordine? Așa credeam atunci. Dar cine era atunci? Ai, nu zice. Cine era? Nu știu la cine mă refer. Ai, măi, fetelor. Serios, nu știu la cine mă refeream atunci. Poate ea sigur știe, Andreea, că doar cu ea vorbești. Este și nu foarte întrebat, că eu chiar nu mi-aduc aminte că să fi zis așa. Știu că m-am supărat și m-am enervat într-un fel pentru că nu s-au deranjat fetele cărora le-am făcut gluma. S-au deranjat alte fete pe lângă și nu mi se pare normal. Adică dacă te deranjează, vii și îmi spui. Sau îți vezi de treaba ta dacă nu ți-am făcut ție personal. Ce-i, Cristina? Vorbește și cu noi. Ia un microfon, te rog.
Zine și nu. Vorbeam cu Claudia, eu știu despre cine este vorba. Și despre cine era vorba? Era despre Oana, dar nu vreau să se redeschidă subiectul, că ele acum se înțeleg foarte bine. Deci Oana era cea care s-a sesizat fără să îi se facă gluma și tot ea este cea care vorbește și dă ordine? Nu, eu nu mă refeream la Oana. Dar s-au lămurit acum, nu are rost să... Da, Claudia a zis că noi nu dăm ordine. La cine te referi? Probabil era atunci când ele două nu se înțelegeau. Nu are rost să redeschidem Oana din nou. Eu vreau să zic că eu chiar m-am amuzat cu Corina, că noi eram în pat amândouă și râdeam de Andreea. Chiar râdeam... Serios, este foarte vechi materialul. Noi acum ne înțelegem toate foarte bine. Bine, dar n-a zis nimeni, măi, fetelor, eu când vă pun o întrebare, nu vă pun să vă certați, hai! 1, 2, 3 și dați-i drumul. Eu vă întreb când v-ați făcut materialul, la cine vă refereați? Poate eram nervoasă și de asta. Ok, dacă era vorba despre Oana, ai vorbit despre ea, toată lumea știe că voi doi ați avut la un moment dat niște lucruri, ați și spus că mai erau numai câteva materiale și gata, ați încheiat. Păi nu mai avem. Acum nu mai aveți? Deloc, deloc. S-au dat toate? Da, mai avem amuzante așa, dar nu... Păi asta e bine. Mă bucur că e așa, dar acum ce faceți? Pe cuvânt, aveți așa să scape spin. Aoleo, să nu înceapă. Păi ce-am făcut? Vă povestim niște materiale. Na. Că au fost atunci, sigur că au fost atunci, că nu sunt acum în direct. Oamenii văd că acum în direct sunteți bine. Sunteți, nu? Da. Bine. Hai că revenim la băieți, că ei au văzut ce fac fetele noaptea. Ei noaptea când nu mai pot și nu mai au somn, mai vorbesc prin casă. Despre ce? Păi despre fete. Și au împărțit fiecare impresiile și mai ales cum s-au simțit pipăiți de 15 fete pe rând, în urma acelei probe tactile. Vă vedea și noi ce au avut să-și spună în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Hai că mâine ești la întâlnire. Tu ești, mă. Ce a făcut aia? Ce a făcut să fie aici? Ne-a făcut toată. Da, aia la Andrei, nu mai ce aici și a înghețit cuvinte. Zi ceva, zi ceva. Aia era aia, fără nicio întâlnire. Nu a vorbit una deloc. Păi aia la Andrei, când îl pic pe ea. Aia, e sigur. Vreo două minute la pic pe ei. Nu vorbea deloc cu mine. Când am fost în casă, nu vorbi nimic cu mine. Aia, fără nicio relație. Vreo două minute asta la el și la pipoit. Ei, și plăcea în același timp, nu vorbea, dar... Nu, nu îi plăcea, ești de bun de vorbea. N-are nu cum. Nu stăteai acolo, înțeles? Eu ce să mai zic de aia care m-a luat în braț? Sau aia care ți-a pus mâna pe... Da, așa-i zic. Am fost bine, prima dată, am început. Poți plăcți și tot la început, pentru... Când am ajuns la Constantin, am ajuns de bine. Da? Da. Și am și luat în braț. Voi toți ați pipoit peste ama? Normal, am fost. Da? Eu pe niciuna, nici măcar una. Ce fun, nu? Da. Mă luam de ștele. Da. Da. Am spus eu. Mie mi-a zis direct să te bărberești mâine. Nici pentru mine nu m-aș berbere. Cine te bagă pe tine în seamă? Nici dacă am barba până la s***a, bagă în seamă. Ce pretenții? Nici măcar nu m-ai văzut și... Dar a zis urât. Da, a zis urât cu oasă. În primul rând, toate gagicile șmechere le plac da. Bărbații cu barbă. Ăsta e, nu că e și moda, în primul rând, dar e și, dă mai așa, da, ochi, da, da, mult mai frumos. Fosta mea prietenă o înțepa maxim, dar niciodată nu zicea. Îmi zicea, lasă-te să nu te las niciodată. Oricum, mi-am dat seama când a fost aia lui Laurențiu, aia ta și ultima, Constantina. M-a enervat asta de activitate maxim. În primul rând, că m-a pipăit pe mine toate șoarbele. Nu vreau să fiu atins. Ați înțeles? Nu vreau să fiu atent. O să fii folosit, poate, în această emisiune. Da. Poate că te-ai hărțuit. Da, eu m-am simțit hărțuit. Când auzi că ești cu Constantina, e căzut că sunt în cap. De Cristina și Diana și ea nu știam sigur că m-am. Tine nu mi-a zis că te-a ales, adică nu știu, de al treilea. Știi, mi-a zis că Diana are trei fete care l-a ales. N-am mai întrebat care mai e altă. Dar au venit, bă, mamă, ce bune erau. Ce bune, toate trei. Mamă, de când au auzit ea interviului. Ce a zis Diana? Laurențiu? De care din ele? De Claudia. Ce a zis? Face infart aici. De ce a zis? Face infart. De ce a zis? De Claudia a ieșit el. Da? Cu Claudia? Ce a zis? Frumoasă de proastă. Gen e frumoasă, dar n-are nimic aici. Hai să dăm cu banul. Care rezistă cel mai puțin în această competiție? Primul? Da. Eu. Da. La cine? Eu. Eu zic că Leuțu. Nu. Asta cu mamea greu pleacă, mă, stai flexat. Dacă vin aceleași trei fete, mă pun la culcare, Jneu. Ce eu mă pun la culcare? Nu iau pe Corina cu mine? Mireasă pentru fiul meu. Am văzut câteva gesturi pe care le-au făcut fetele pe timpul acestui material.
Și s-au simțit chiar deranjate unele dintre ele de discuțiile dintre băieți. Oana, te-am văzut chiar... Nu comentez. De ce? Că nu am ce. Nu mă cobor la nivel. Am înțeles, Andrei, că nu ți-a plăcut activitatea asta. Da, nu mi-a plăcut într-un fel. Da, dar pe de altă parte ești de acord cu faptul că nu te-ai dus într-un club cu băieții și au venit vreo 15, cum le-ați numit voi. Cum? Stați că nu este... Nu înțeleg. Lăsați-mă să termin, stați puțin. Deci nu v-ați dus într-un club și au venit vreo 15 fete care au început să se dea la voi și să vă pună lapte și să vă pipăie. Treaba asta era o probă dată de către staff, pe care fetele... A trebuit să o ducă la îndeplinire, cum și voi trebuia să o faceți. Da. Și nu avea nimic sexual în ea. Adică era o chestiune, hai să văd, după statură, după mușchi, după... Ai înțeles? După... Da, deci am înțeles activitatea. Am înțeles activitatea. Tu însă am văzut că ai dat un alt sens acestei activități și fetele s-au simțit într-un fel ofensate. Nu am vrut să sune așa, doar că... Ei nu au mai văzut până acum formatul emisiunii, nu au văzut că ei, sunt jocuri. Ce cu ei? Dau în general, nu mai... Bine, generalizează. Nu știu, ne-am simțit prost. N-ai mai văzut până acum în edițiile trecute. Sunt jocuri, nu sunt făcute de noi. Ne conformăm, ne bucurăm. Crezi că la 25 de ani nouă ne place să venim și... Ia uite ce mușchi ai. Așa au fost jocuri, așa l-am făcut. De ce sunt acele comentarii atât de răutăcioase? Nu mi-a plăcut. Sincer, parcă s-a greșit formatul emisiunii. Eu mă simt chiar prost. De ce nu pot să-mi spun părerea că nu mi-a plăcut? Pur și simplu. Bine. Păi nu, da, când ai venit până să vin casă, noi am vrut să facem o caterincă pentru deci tine, am înțelegi? Exagerat, ok? Și ne-am calmat, am zis să nu facem chiar așa și să fim fete, să-ți demonstrăm că noi chiar suntem fete. Da. Și nu suntem fete băieți. Și nu vorbim așa despre voi, acum serios. Am venit să ne jignim și să le luăm în caterincă. Că dacă vrei să ne luăm în caterincă, ne luăm. Da. Păi da. Sunt de acord, dacă vrei păi să iei în caterincă. Păi și cum poți să ne faci așa? Era păi gândește-te în primul rând că ești băiat și în al doilea rând avem și noi părinții acasă și noi suntem fete și nu ne permitem să vorbim așa și despre tine. Și că ați venit să vă căsătoriți. Cum poți să iei de soție o fată pe care o numești? Păi n-am numit o fată. Am pe toate, da. În general, da. Am generalizat. Dacă ai observat, ne-am purtat foarte frumos cu tine când ai venit în casă. Da. Păi da. Și v-am spus că am vorbit urât despre nu voi. Nu ne așteptam să vorbești atât de urât. Ok. Am cer scuze. Da, voi la ce cuvânt? Iertați-mă, nu știu. Dumnezeu nu cere. Așa e. Ce spui, Ramona? Unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Că ce nu e? El știe. După ce au venit toți trei în casă, noi toate fetele am avut cea mai bună părere despre Andrei. Și ne-am schimbat total părerea atunci. Da, și eu mi-am schimbat părerea despre voi. Păi nu prea se observă. Asta nu te-a ales niciuna la paravan. M-ați făcut flemist, ok? Într-o emisiune antecedentă. M-ați făcut nu știu cum, ați avut o impresie total greșită despre mine. M-ați catalogat ca... Și eu v-am părerea. Catalogat la fel, da, exact. Păi da, dar nu se pare demonstrat că așa e. M-am crezut și am fost așa. Acum, serios, n-am venit aici să ne faci tu cum ne-ai făcut. Nici eu n-am venit aici să fiu păi făcut și avem, noi suntem fete și avem o reputație, dacă vrei să zic, mai pe limbajul tău așa. Și de ce nu ai încercat să ne schimbi părerea? Ai făcut contrariul. Deci noi te-am făcut zeflemist și tu ai făcut același lucru. Păi de ce? Așa. Păi în casă ai fost super adică vreți ok. Să mă comport frumos cu voi când voi vă comportați urât cu mine? Noi ne-am purtat foarte frumos da, cu voi. Măcar să vorbești. Dacă filmat vorbești în halul ăsta, nu vreau să-mi imaginez cum vorbești în nefilmat. Da, stați puțin că vreau să lămurim un lucru. Andrei, comentariile acestea le-ai făcut după ce ai fost în casa fetelor și le-ai cunoscut nu, pe toate? Nu, înainte să cunosc. Andrei zice deci fetelor că s-a întâmplat imediat după acea probă. Deci încă nu vă cunoscuseră. A fost un joculeț inofensiv. Trebuia să ne bucurăm de el. Nu știu. Mie îmi pare rău, sincer. Poate ție ți-a plăcut. Poate eu sunt o persoană care nu-mi place să fiu atent de nu știu câte fete. Sau, păi nu știu, atunci nu trebuia să vii. Ai mai văzut edițiile păi, trecute. Păi puteam să spun, nu poți să vii. Se fac tot felul de joculețe. Da, înțeleg, ai 27 de ani. Asta a fost reacția mea. Acum... Nu să... Jocuri pentru îndrăgostiți. De 15 ani, de asta e, ne conformăm. Mie chiar mi-a plăcut. Da? Da. Foarte bine. Păi sunt sigură că și tu, dacă erai în locul nostru, și ție ți-ar fi plăcut. Doar că noi eram puse într-o postură chiar penibilă. Îmi pare rău, dacă vrei să știi, și noi puteam să atingem fetele. Și chiar am spus, nu am atins pe niciuna. Diana, voiai să spui ceva? Că mi s-a părut că ai vrut să iei microfon. Nu. Nu. Bun.
Andrei, da. Tu ai întrebat băieții dacă toți au pus mâna pe fete, că eu n-am pus mâna pe niciuna. Păi am întrebat, voi ați pus mâna nu în sensul, vai domnule, eu chiar nu am pus mâna că mi s-au legat mâinile la spate. Voi ați pus mâna, ce ați făcut? Am întrebat și eu așa, cum vă simți? Pe de altă parte, Ian zice, când am ajuns la Constantina, m-am simțit bine. Am zis, ah! Da, mi-a plăcut parfumul, da, recunosc, mi-a plăcut parfumul și nu știu dacă și-au dat seama, toate le miroseam la gât. Mi-a plăcut parfumul lor. Și Corina, și pe Corina am simțit-o. Dar nu cred că e ceva de rău. Robert a făcut o remarcă. Nu știu ce să mai zic, dar ați auzit-o despre cele trei. De obicei, nici nu ne așteptam la altceva. O remarcă așa, animalică, carnală, fără nimic sentimental în ea. Ce bune erau toate. Acum, voi vă dați seama că voi băieți, discuțiile astea în casă, sunt destul de misogine și că fetelor care au venit în această emisiune și care chiar au venit serios să-și găsească jumătatea, nu le convine nimic din ceea ce aud, pentru că nu rezonează ceea ce caută ele cu ceea ce văd în discuțiile voastre. Poate da. Asta au fost niște discuții înainte să vă cunoașteți, dar unele dintre ele rămân cu niște prejudecăți. Nu le putem condamna. Mi se pare corect. Nu, da, cum să nu se înțeleagă că noi suntem niște fete, vai de cap meu, seci și nu avem chef de glume și astea, dar totuși au o limită da, și glumele astea. Da, te-ai separat, parcă aș fi spus de nu, tine. Nu, doamna Mirela, poate ai spus de toate, e normal să mă simt deci și eu dacă zici de toate. Poate sunt eu mai țăran. N-am zis că ești țăran, vezi, nu, eu am fost eu. Educată spun, până la capăt, eu. Nu te-am făcut nici bădăran, nici țăran, e problema ta că te faci tu. Păi spun, și așa vorbesc eu înainte. Da. Stai să ascultăm și pe Diana. Ce voiai să spui? Poate că unii dintre ei încă nu au ieșit din cartier și din fața scării. Poate au rămas cu aceleași obiceiuri din fața scării. Andrei, totuși acum, după ce le-ai cunoscut pe fete, n-ai putea să spui dacă ai exagerat sau să-ți ceri. Da, am exagerat. Sau... Chiar am spus că am exagerat. Mi se par toate ok și v-am spus și la întâlnire. Am spus lucruri despre voi mai urâte, mai exagerate și voi ați spus că ați râs de mine sau nu știu. Nu am râs, eu ți-am ceva. Zis. Tu mi-ai zis, chiar tu mi-ai zis. Cum ar veni. Chiar tu mi-ai zis. Păi nu, dacă ai vedea materialul, deci nu ți s-ar părea că am râs de tine. Poate mie mi s-ar părea. Da, poate ești de acord? Ok. Vreau să mai zic ceva și cu asta conchid. Să știi că nu suntem nici urâte, nici proaste, n-arătăm nici rău. Puteam să ne găsim și afară pe cineva dacă chiar era, dar așa n-am venit să ne luați voi în râs. Sincer, mie mi-este rușine de cei de acasă, care se uită la noi și văd că ia uite și 15, nu știu cum, s-au dus acolo și ce-și bat joc de ele. Sincer. Dar cine și-a bătut joc de păi, voi? După cum ai vorbit, așa s-a înțeles că 15 bip a pus mâna pe mine, că parcă am venit la stripper și noi nu știm. Asta da. E, am conchis, îmi pare rău. Dar ți-a plăcut? Iertați-mă, ce-a spus? Dar ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut jocul, mi-a plăcut ideea, da. Arăți foarte bine, ce să zic. Nu, nu mă laud și nu m-am laudat niciodată și n-a fost ăsta punctul meu forte, dacă fizicul, niciodată. Te-am laudat. Da, mulțumesc. Doar la Andrei, doamna Mirela, el e aici și ne descărcăm un pic pe el, dar nu doar da, la el ne refeream. Dați nume. Deci așa e cel mai bine, așa, una... așa o să vă cunosc și eu, o să vă cunosc pe toate. Pe toți, nu, pe eu m-am referit strict la Robert, pentru că și el s-a referit strict la noi. Eu pe voi trei una vă explic pentru că nu am avut de-a face cu voi. Te referi și la Robert, Diana? Exact. Doar la ce a spus Robert. Ce a spus Andrei mă interesează prea puțin pentru că nu a fost ceva wow. Voi m-ați cunoscut... pe o parte, o să mă cunoaște și pe cealaltă parte și am mai multe personalități, adică sunt un întreg, înțelegeți? Dar eu nu te-am condamnat din partea mea. Foarte bine și îți mulțumesc. Noi deci avem părerile noastre, aici, voi pe ale voastre. N-am venit să vorbesc, vai, eu vorbesc frumos și eu sunt cel mai, nu știu cum. Sunt așa mai... Gina, ai zăbovit tu cumva mai mult în fața lui Andrei? Dana, ai microfon sau la valieră? Iată-l. Vreau să vorbesc și nu știam ce să zic. Și de aceea am stat mai mult, dar nu că... Bun, vreau să întreb un lucru. Claudia, cu care dintre băieții ai ieșit la întâlnire? Hai, repede dați microfon, vă rog. Cu cine ai ieșit? Cu Laurențiu. Cu Laurențiu? Da. Ai auzit ce s-a întâmplat pe da. Material? Am auzit, da. Păi și...
Laurențiu, da. A făcut Gabi o dezvăluire despre ceea ce ai povestit tu. Ce anume, vorbim după publicitate. Am revenit în minunata emisiune. Știți că pauzele sunt mai interesante decât emisiunea însăși? Pauzele abia sunt cu adevărat interesante, că e tot ce au de spus să-și spun pe pauză, fără cenzură, fără nu comentez, fără nu mi-aduc aminte, fără am glumit, fără nimic. Spun tot. Ideea e următoarea, că deocamdată voi vă poziționați ca două tabere, fete și băieți. Imaginați-vă că la un moment dat va trebui să fiți o, hai să nu spun o familie, că mulți zic că nu există așa ceva în competiția asta, dar un grup de oameni care vor trebui să socializeze un an de zile. Dacă porniți așa, lucrurile astea nu se uită. Jignirile astea, unii la adresa celorlalți, etichetări, catalogări. Dar se înțelege greșit. Noi nu am spus despre ei trei. Eu am vorbit la modul general. Cine am spus înțeles, despre unii băieți. Păi tocmai asta nu se înțelege și vreau să fiu destul de clar. Am spus despre unii băieți, nu despre toți. Sigur că băieți. Așa nu se înțelege, pentru că mai cum o să înțeleagă ceva de genul, uite, am trimis băiatul și cine simțit, am crescut la... Ia stai așa, Laurențiu, că la tine rămân. Ia, uimiți-mă. Deci, așa, în dormitor, Gabi zice așa. Când o auzi ce a spus la interviu, face infart. Cu Claudia a ieșit. Gen e frumoasă, dar n-are nimic aici. Ai zis așa ceva? Probabil că am zis. Cred că am zis de chestia asta, dar am zis după ce ne-am văzut la întâlnire. Și am explicat și de ce am zis chestia asta. Pentru că după o oră ce am vorbit aproape într-una și m-am deschis față de fete, nu am făcut diferență, m-am deschis față de toate fetele, mi-a spus ceva gen că am întrebat fetele ce păreau despre mine, în mare, și fiecare și-a spus părerea. Ok. Când am ajuns la ea, mi-a zis că sunt frumos. Nu, sunt frumușel, ceva gen. Cum am spus la început, sunt frumușel. Și oricum m-a deranjat, adică ceva gen sunt frumușel eu și... N-am nimic în cap. Ceva de genul a sunat. Da, auzi, de Gabi de unde știi? Ai povestit și lui? Am vorbit cu Gabi, m-a întrebat cum a fost la întâlnire. Și înseamnă că i-ai zis și lui Gabi același lucru despre Claudia? Nu, i-am zis părerea mea. Păi, doar nu a mea. Păi, normal ca pe a ta. Claudia. Tu știai despre treaba asta? Nu știai despre treaba. Nu ți-am zis când am venit în casă la... Că am zis chestia pe tine, că e frumoasă și atât. Că ai zis... Da, pe și atât, păi nu că zis? N-am... Ok, bine. Ce, te-ai supărat? Dar... Ba da. Știam doar că a zis că e frumoasă și atât, nu că nu am nimic în cap sau ceva de genul. Păi, vă dați seama că... Înțeles, Claudia, din moment ce nu mă cunoaștești sau... Și eu puteam să-mi dau cu părerea despre el și nu am făcut asta pentru că nu-l cunosc. Aștept să-l cunosc sau te-am dacă o să-l cunosc vreodată. Nu trebuia să-mi spui acum că știi ce am mâncat ieri și cine știe ce am făcut. O primă părere, poți să spui două cuvinte. Ești mincinos sau ești prost? Sau fals. Sau fals. Sau orice alt cuvânt. Două, trei cuvinte. Și n-am vrut să spun nimic. Păi de ce te-a deranjat? Că n-ai vrut să spui și nu se mai interpreta. Atunci mi-ai zis că sunt frumușel și atât. Și asta. Dar n-am zis și atât, că, tu ai zis. Cum a fost faza cu Gina? Când a... Nu ai zis, nu am zis că ești frumușel și atât. Am zis doar că ești frumușel. Și sincer am zis, în cazul în care nu ți-ai dat. Sau da. În cazul în care n-ai auzit. Că a fost și material. Da, bine. Atunci îmi cer scuze că am fost nesimțit. E bine? Nu e nevoie. Da. Păi, o faci serios nu, sau o faci simt. Ca să o mulțumești pe ea? Nu, o fac o simt. Dacă așa să înțelegi și am întrebat-o greșit, îmi cer scuze. Bine, hai să mergem mai departe. Nu de alta, dar... Ce faci, Constantina? Sunt bine. Ești bine? Da. Ți-ai revenit? Da. Bine. Pregătit. Ai machiajul pregătit? E pregătit, da? Ce se mai întâmplă? Să-l ții acolo. Nu, știi de ce te întreb? Pentru că... Hai să vedem, în momentul ăsta, băieți, voi știți cel mai bine, dar spuneți sincer, câți băieți la momentul ăsta... că au recunoscut, că și-au retras sentimentele, vorbele, au plăcut-o pe Constantina. Majoritatea. Majoritatea. Cu excepția cui? Că e mai ușor. A mea. A ta. A lui Laurențiu. Și a mai cui? Mi-am plăcut o singură fată. Pe care nu ne-o zici. Ba, noi nici da, nu știm. Hai, ne facem că nu știm. Ne-am. Vreți să vă spun? Dar nu vreau acum să-mi zici. Nu, nu, nu. Eu când te-am întrebat ieri, mi-ai zis nu, ai făcut de-astea. Nu, așa-mi place. Mirela, să nu șmecher, nu mă prindeți. Bine, nu te păi prind. Lasă așa. Lasă așa. Nu te prind. Te întreb și îmi zici când te întreb eu, da? Nu o să mai zic atunci. Dar nici nu trebuie să mai zici. Deja am aflat, avem și material. E bine tot, e minunat. Nu trebuie să spui, nu trebuie să spui nimic. Fii atent. Deci în afară de tine, Laurențiu, de tine, Andrei, și în afară de mai cine, vreau să știu băieții care n-au plac restul din băieților, clasă. Restul băieților, cu excepția lui Vrei și al lui... Da, Raymond și Robert.
nu a avut atracție. Raimond? Da. N-a plăcut-o? Nu, Rei a plăcut-o ca fată. Atât. Robert, cum gândește? Traian după ce am înțeles. Traian și mai cine? Bine, nu pot să zic nimic. Cum, lui Traian nu i-a plăcut? Okay. Ba, și lui Traian zic. Mai e cineva care o place? Gabi mai era... Care o place? Care îi plăcea cum gândește. Și mie și la fel, mi-a plăcut și mie cum gândește. Mai e cineva, mai e cineva, e New Entry. Sorin. Sorin, dar mai e cineva. E New Entry acum. Vine și el din urmă. Grigore. Hai, hai, fierbinte, fierbinte. No. De Pito, nu știu. De Grigore, parcă de Grigore, da. Hai să vedem ce s-a întâmplat cu Grigore, că a venit și el. Alin. Păi dacă toți, el nu? Vrea și el. Vrea și el să o cunoască pe Constantina. Hai acum să vedem ce șanse dau ceilalți băieți în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Te-ai vedea cu Constantina? Nu, m-aș vedea cu ea. Da, sincer. Că nu vrea ea sau că nu vrei tu? Că n-ar vrea. Și celălalt de ce nu ți-a plăcut? Nu m-am plăcut. Ce-ți mai pițipanci, așa? Na, nu, nu. Deci că mai Anita ți-ar plăcuți. Da. Nu, ești și din București? E de a ta, te seama. Nu, nu, nu. Eu nu sunt pentru Marianita. Vrea ceva mai sofisticat. Eu sunt un om mai simplu, așa. Deci până la urmă toți sunt pițipanci. Dacă nu sunt simple. Nu. Păi cum? N-am zis. Păi tu spui asta. Eu n-am zis că sunt pițipanci. Nici nu cred asta. La ori e mai sofisticat. Înseamnă că e... Pițipon? Nu înseamnă asta. Nu știu ce vreți voi de la mine. Este sâmbătă dimineața și Grigore încearcă să-și găsească jumătatea pe care încă nu a cunoscut-o. Extraordinar. Îi place foarte mult Constantina. Nu-mi place foarte mult dar Constantina. Dar crede îmi place că Constantina. Nu are șanse. Eu spun să nu renunțe. Siguranță, tu ești un macho man, cum se spune, adică normal. Un cuceritor. Încă nu mi-am arătat adevărata față. A, da, tocmai asta vreau să spun. Dar cel mai mult i-a tras Constantina. Păi din trei pe care le-am văzut, normal, Constantina am zis. Parcă nu ai mai vrea să le cunoști așa. Ba da, chiar aș vrea. Voi acum am încercat să mă puneți într-o situație proastă. Nu, acum două minute, spui că îți place foarte mult. Mă credeți mai prost, nu? Grigore. Eu n-am zis foarte mult, am zis că îmi place. Da, de ce vreau să place, ok. Am corectat eu. Și vine fata și spune Grigore. Și am zis dintre ele trei. Dacă nu le-am văzut nici pe celelalte. Da, aia mică, de ce nu ți-a plăcut cum o cheamă? Corina. Când, măi, nu e genul meu, îmi place de și de ea. Că Traian nu-ți face nimic, oricum. Mie nu mi-e frică de nimeni. Așa. Ce, dar ce o să mă duc când o să vă iau fața? Să fiu așa înaintea voastră și vreau să fiți la niște brotuți de acea situație în spate. Da, mă. De fapt, nu, eu sunt brotuța, voi sunteți iepurii care vă credeți că o să câștigați cursa, dar eu, ca broască atestoasă ce sunt, o să o iau în față, că voi vă opriți să mâncați morcovi de alea, de alea și eu... Dacă ar veni să spune că ar vrea să formeze un cuplu, tu... Eu nu vorbesc cu dacă și cu dacă, parcă... Eu păi vorbesc cu fapte concrete. Dar ne punem în orice situație până cunoaștem. Dar eu nu mă pun în situație. Și tu mă poți întreba ce vrei. Dar pe mine nu mă interesează să te întreb ceva pe tine. Eu am venit aici pentru mine, n-am venit să văd ce faci tu. Nu. Eu am venit să întâlnesc o fată, în primul rând. Eu bine. Sunt un câștigător, un luptător. Pui două, faci pe lucreți. Mie. Am spiritul acesta. Ai spiritul... De învingător. Da, toată lumea are. Nu, dar n-are toată lumea. Eu n-am spus că dacă am spiritul de învingător trebuie să și câștig. Eu o să lupt până la capăt. La asta mă refer. Eu o să lupt și după Sunt ce termină competiția. Treaba ta. Și după ce mor o să lupt. Mireasă pentru fiul meu. Eu abordez materialul, dar mie că iar dăm de vreo una gogonată. Până una alta, hai să începem cu începutul. Deci Gabi avea o discuție cu Grigore. Da. Și Gabi vrea să afle dacă lui Grigore îi plac pițipoancele. Mă rog, Grigore zice că Marianita nu e pentru el, că ea vrea ceva mai sofisticat și el este foarte simplu, la care Gabi răspunde, păi, până la urmă toate sunt pițipoance, dacă nu sunt simple. Glumea, mai mult ca să-i cunosc pe Gabi, știu, glumea Grigore să-l pun într-o postură mai... Asta sigur n-a fost... Vreau să vadă reacția lui Gabi. Gabi nimic nu cunoaște fetele, l-au cunoscut trei fete și nu ți-a dat nicio părere. A spus dar că vrea să-l supere pe drăguț. Grigore? Cum? Vrea să-l supere pe Grigore? Nu, a vrut să vadă cum reacționează, atât tot. El a spus că este o fată care deja și-a spus părerea despre un băiat. Deci nu trebuie să se supere fetele nu, pentru asta? Nu, chiar nu-i țin parte, dar ăsta e adevărul. Pentru că Grigore a răspuns, nu, n-am zis că sunt pițipoance, nici nu cred asta. Dacă o fată e sofisticată, înseamnă că e pițipoancă? Nu înseamnă asta. Până una alta, el ar dori să o cunoască pe Constantina, dar nu s-ar vedea alături de ea pentru că nu vrea ea.
Cum ți se pare Grigore Constantina? Un băiat foarte atent. Nu am putut să-mi dau seama foarte multe, dar toți băieții au fost drăguți când m-am dus la ei în casă, cu toți am vorbit. Însă totuși nu este Grigore tipul de partener pe care îl cauți? Nu, nu este. Nu este. Poate fi un amic foarte bun? Foarte bun, da. Grigore a zis că nu este frică de nimeni și că el este un luptător. Va merge până la capăt, indiferent care va fi acel capăt, nu ca să câștige, ci pentru că așa este el. Vrea să lupte până la capăt. Acum, eu nu știu cine păstra legătura cu Grigore așa prin mesaje. Andreea, ai mai primit ceva de la el? Nu. Nu? Nimic? Nici tu nu ai mai trimis? Chiar am vrut să lămuresc și mesajul care l-a transmis Traian, că sigur o să facem un cuplu, am înțeles că a fost o glumă. Nu vreau să dau speranțe nimănui și nu mi-ar plăcea ca cineva să sufere din cauza mea. Aștept să ne cunoaștem toți și după aia luăm o decizie. Eu văd acum foarte multe fete, așa, nu știu, hai să zic un gust amar în urma acestor discuții de astăzi. Fetelor, hai să, din momentul în care veți cunoaște toți băieții, să presupunem că acela e momentul zero. Să ștergem cu buretele, dacă se poate, tot ce s-a întâmplat până acum. Probabil ei în casă s-au purtat ca niște băieți, ei în gașca lor. Și au fost și discuții în consecință. Asta am spus și noi. Adică eu zic să le dați o șansă tuturor. Nu să aveți idei preconcepute. Unii dintre ei au vorbit fără rost, alții n-au gândit când au spus. Dar poate că în momentul în care... La 1272 cu indicativul pe care îl poartă mamele și fetele, votați fetele și mamele, pentru că e bine să fie votate în caz că se întâmplă ceva. Revenim după o scurtă pauză de publicitate. Mireasă pentru fiul meu. Denisa, știu că ai de făcut o urare. Pentru cine? Da, vreau să-i fac verișorului meu, să-i urez la mulți ani, care face 3 ani astăzi, multă sănătate și îl iubesc mult, că știu că se uită la emisiune. Să-ți trăiască și verișorul tău de 3 anișor. Se uită la emisiune? Da. Păi și ce aude? Ia uite ce discuție am avut noi astăzi aici, între băieți și fete și... Aha. Bine, să-ți trăiască verișorul și sperăm să nu fi prins partea cu pricina. Dar hai să mergem mai departe, pentru că... Azi am auzit câteva voci critice din rândul băieților vis-a-vis de atitudinea Constantinei. Ceea ce am auzit însă nu e totul. Pentru că tu, Constantina, într-adevăr, ai plâns. Ai văzut că e o părere care se extinde. Mai sunt și alți băieți care gândesc cam același lucru. Despre cine este vorba, vom vedea în următorul material. Mireasă pentru fiul meu. Bă, măcar a treia m-a usias. Mai să mă duc, frate. Să le cunosc și eu odată. Era așteptărul. Nu supur persoanele care se ascund după motive și eu. Dacă spunea, bă, vreau să-l cunosc pe ăla, acolo, acolo, da, n-avea nicio... Vreau să ies din casă. Stai la casă, de ce mi-ai venit, frate, încă o dată, de aceeași până. Constantina, mie mi s-a părut că a mers la două capete. A greșit mult când a zis faza aia, că îi place unul.
Nu are mă cum să-ți placă încă. Poate pe parcurs vorbește da. Cu altcineva și... Da, a greșit mult. A greșit mult tare. Eram sigur că o să fie unul din noi patru. Eu, Traian, Sorin sau Andrei. Că i-a zis clar. Nu pot să mă uit la el că și-ar da seama. Și eram la noi patru în spatele ei. Și i-am zis lui Traian, bă, vezi dacă sunt eu. Mă calzi număr prost. Și mi-a zis că nu, și gata, după aia nu mai am ce-mi treabă cu ea, știi? S-o ars, Constantina. Băi, ești nebun, dar până la urmă e și cu Robert că-ți place, nu? Prefer să nu zic nimic. A vrut să-l facă gelos fața. N-a vrut să iasă și zicea mie, și zicea mie, nu, George, să nu te grăbești. Uite că ea s-a grăbit. Știi, mai zic mi-a zis acolo, George, să nu te grăbești. Și uite că ea s-a grăbit. Să nu vă grăbiți niciunul. Că mă grăbesc eu. Da. Dar știi că nu mă mai interesează Constantina, nu? Așa aș fi făcut și eu, crede-mă. Păi ce faci? Mă folosești ca o momeală? Da. Ce sunt eu aici? Wipe lady? Lady înțepata? Păi mă interesează, eu vreau să pun apoi pe foc acolo, să fac... Ah, dacă ai fi zis Diana și Ioana. Ioana? Ah. Dar oricum, în momentul ăsta, mă bagă ea și mă întreabă. Vrei să mai cunoști fete, știi? Auzi și la Ioana. Am vrut să le iau pe Sori, dar l-am ales pe... Pe Pitu. Pitu. Cum? Cum de nu l-ai nimerit? I-a crescut părul așa dintr-o dată, lui Sori. Sau intră la apă. Da. Când te vezi toți acolo, atunci faci cuplurile. Nu, așa nu le faci, nu faci nimic. Invidia. Deci? Are de ce? Păi, cu maică s-a luat Alin. Că... Fetele au ieșit cu tine și ai ieșit și cu el. Și dincolo, o să zic eu mai încolo. Știu ceva de la înscrierea de atunci. Nu degeaba au fost începuturile alea microbuze astăzi. Da, știu. Asta să-ți dea de gândit, la ce vreau să zic. Dacă nu prezinți un pericol? Da. Înțeles? Da, înțeleg nimeni. Așa e aici. Cine-i pe primul loc e atacat. Tu ești mereu cu fete și de-aia. Da. Foarte criticată atitudinea Constantinei, catalogată ca jucând la două capete de către mai mulți băieți, pe lângă cei care au arătat treaba asta vădit. Iată și Alin spune același lucru, și George, și Gabi, și Sorin. Sorin a zis, s-a ars Constantina. Da, are dreptate. Are dreptate. Da. Pe de altă parte, pentru că sunt și mamele băieților aici și nu știu cât au apucat să înțeleagă din material, Alina a zis așa, a greșit când a spus că îi place unul. A greșit mult. Sunteți de acord cu el, doamna Daniela? Da, ce vreau și eu, Constantina. A, dar n-aveți microfon, doamna Daniela, vă rog. Da, eu am vorbit cu Constantina și a greșit foarte mult când a ieșit a doua și a mers în casa băieților. Când s-a reîntors din casa băieților, a spus că este îndrăgostită, deci să nu mai revenim. Am spus și ea a recunoscut, a greșit, dar trebuia să țină numai pentru ea, chiar să nu spună nici la cea mai bună prietena ei. Să vedea pe parcurs ce se întâmplă. Gabi zice, nu suport persoanele care se ascund după motive. Constantina mi s-a părut că a mers la două capete. Același lucru zice și George. A vrut să-l facă gelos hoața. Îmi spunea mie să nu mă grăbesc, dar uite că ea s-a grăbit. Iar Robert zice, dar știi că nu mă mai interesează Constantina, nu? Și George zice, da, mă folosești ca pe o momeală. Lui George i-am dat sfatul după ce am făcut eu greșeala și mi-am dat seama că am greșit. Alin mi-a cerut scuze ultima dată când m-am dus în casa băieților, m-a luat deoparte în dormitor și mi-a explicat și a cerut scuze, mi-a spus de acest material. Nu am fost primită, nu știu, ceilalți băieți, la fel, nu am nicio problemă cu ei. Dar, Constantina, acum nu-ți faci probleme că poate, fiind înțeleasă greșit, din punctul tău de vedere, de-a către atâția băieți, dacă tu nu vei face cuplu cu Traian, că nici ceilalți nu vor mai încerca să te cunoască? Dar nu mă interesează să fac o relație de dragul de a face o relație. Puteam acum, de exemplu, când a fost la Grigore sau la oricare alt băiat, să zic că da, este genul meu. Sau... Sunt sinceră, am spus, mi-a plăcut de Traian, nu, a da, fost acea vorbim chimie, în ipoteza nu. În care îi vei cunoaște, ei cunoscut deja pe toți. Da. Și te vei îndrăgosti sau îți va place de un alt băiat decât de Traian. Da. Dar el va zice, nu, Constantina, ai jucat la două capete. Da, trebuie să înțeleagă și respectivul viitor iubit și toată lumea, că între mine și Traian a fost o atracție, a fost
să zicem așa, dragoste la prima vedere, pe moment, dar asta nu înseamnă tot. O relație nu se bazează doar pe atât. Dacă eu nu am siguranță din partea viitorului meu iubit, dacă nu am stabilitate, nu am încredere în el, sau nu-mi place caracterul lui, felul lui de a fi, relația n-are cum să meargă. Edith, am văzut că te-ai uitat la Denisa și Denisa la tine. Mai am ochi de soacră, n-am ce să fac. M-am și format în timp. Asta e defect profesional la emisiunea asta. Când a zis Constantin a fost dragoste la prima vedere, tu te-ai uitat la Denisa la tine și a zâmbit. Nu credeți în așa ceva? Sau credeți că a exagerat Constantina? Nu, doar că a zis dragoste la prima vedere pe moment. Dacă ai o perioadă de timp și pe urmă poate să dispară din cauza unor nepotriviri sau ceva de gen. Și atunci ce crezi că a fost? Părerea mea. Nu știu, bine, atrași poate să fie amândoi unul de altul. Acum ești tu cel mai bine ce vor să facă. George vorbea cu Robert, dar nu știm despre cine. Însă George zice așa, invidia, că fetele au ieșit cu tine și n-au ieșit și cu el. O să zic eu mai încolo, știu ceva de la înscrieri. Nu degeaba au fost înțepăturile de microbuz. Tu ești mereu cu fete și de aceea ești atacat. Voi știți la cine se referă? Între cine și cine? Între cine și Robert au fost înțepături? Nu știu. George zicea că e invidios acel băiat pe Robert, că Robert a ieșit cu atâtea fete, iar respectivul n-a ieșit cu niciuna. Pe cine roade invidia? Ziceți, nu știți. Bine, ideea este următoarea. Că nici George nu crede în, nu știu, ce a vrut să facă Constantina, nici Sorin, nici Gabi, nici Robert, nici Andrei. Nu este normal să creadă asta, pentru că este diferit de ceilalți băieți. Dar nu știu că la mine tocmai atunci s-au terminat secundele și nu am putut să-mi dau seama. Toți au aceeași mărime pe margine, la păr, și nu mi-am dat seama. Totuși, mai există un alt băiat în mintea ta care să-ți placă după Traian? Nu te întreb cine e, te întreb doar dacă există. Aștept să-i cunosc, nu pot să-mi dau seama. Acum contează pentru mine felul lui de a fi, dacă are răbdare, dacă știe să-mi arate atenție, să-mi acorde atenție. Oricum, ăsta a fost un prim pas pentru Traian. Ne-am plăcut unul pe celălalt, dar urma să ne cunoaștem. Vom mai vedea ce se mai întâmplă de acum încolo, însă astăzi nu mai avem timp. Ne vedem mâine de la ora 12. La revedere!